Așa e. Noi nu avem voie să ne speriem de nimic, nu avem voie să ne fie frică. De multe ori numim criză ceea ce faptul că de fapt s-a redus o viață care era ultra abundentă și ultra, să zic așa, mofturoasă, acum se reduce din viteză și cumva pe oamenii lovește și cumva ei numesc asta criză. Dar eu, sincer, spun, poate chiar sună un pic ciudat să zic, dar mie mi se pare o binecuvântare, spun sincer, perioada asta. Și nu din pricina că oamenii suferă din cauza, cel puțin și noi artiștii și foarte mulți oameni știu în jurul meu, noi, din punct de vedere financiar și din toate, dar ca și am impresia că este un timp în care liniștea asta îl pune pe om cu adevărat să se întrebe de fapt la ce roată trage, știi? Și Asta despre ce e corect. vorba. Asta e. Și câteodată lumea are nevoie de o vreme ca asta în care să stea un pic și să se gândească, bă, știi, la ce cărăm atât. No. Sunt parțial de acord cu tine, adică, într-adevăr, e lume care neapărat a avut nevoie de pauza asta. Cum e, mai, de Da. exemplu, maica mea, care e învățătoare și îți dai seama, de ani de zile, e ultimul an al ei, adică. Merge zilnic la orele alea la școală și tot timpul e obosită și stresată și avea nevoie de o pauză de asta așa de lungă, în mod sigur, o văd. Dar noi Da. practic, știi cum e, noi bucurăm lumea. Noi ar fi trebuit să fim cumva printre ei Total. dacă putem și să-i ajutăm. Da. Noi Total de acord. oricum, noi nu muncim la program și asta pe noi ne stres, ne îndepărtează de un stres major. Că nu muncim la program. Avem ba vineri, ba sâmbătă, avem ba la 8, ba avem la 5, ba la 9, 1 noaptea. Cumva, nu știu. Da. Deci de-aia doar parțial au dreptate. Cu Și adevărat, cu adevărat, artiștii sunt cei mai afectați. 80% din populație aveau nevoie de pauza asta. Și mai ales perioada asta spirituală, cu Paștele și la fix s-a nimerit aici. Da. Da. Rămâne că creștinii aveau nevoie Da, de chestia creștini, asta. da. Toți creștinii. Pentru că, mai ales pentru creștini, sunt foarte mulți creștini care știu ce trebuie făcut, știu foarte bine și nu se pot rupe într-un fel sau altul de cotidian, de alergătura asta îngrozitoare și nu se puteau rupe. E, uite, acum s-au rupt și cernerea, mă rog, e o nouă cernere acum. Da. Și va fi o nouă cernere. Așa este. Pentru că e o perioadă în care ai timp să te gândești mai mult, bă, de fapt, și cum mi-am petrecut eu viața de creștin, a fost ok, e ok cum sunt, e ok cum suntem, cum e, cât m-am rugat, Da. cât am stat în cămăruța mea cu Domnul, cât am vorbit, cât am postit, cât am evangelizat, cât m-am dus să-i spună lui că Iisus e și pentru el, nu numai pentru mine sau pentru colegii mei. Și aici cred că pentru creștini e puțin altfel decât pentru oamenii din lume. Da, dar știi Da. care e treaba? Că Andrei vorbea despre toată lumea și îmi zicea că, na, Da. adică adevărul ăsta este că dacă vorbim din punct de vedere al pauzei, a fost, ar putea fi bine meritat, numai că problemele sunt astea, că ne pe toți a prins așa. De fapt, singura chestie mișto în faza asta este că ne-a prins atât de prost financiar cum ar veni pe aproape toți dintre noi, că tocmai cum zici tu, îți vine să te gândești, bă, da, stai puțin, dar bine, și dacă nu era asta, ce făceam, știi? Exact. Nu, Da. dacă nu era, nu, dacă nu era criza, dacă nu era meseria asta pe care am făcut-o până acum, Da. ce făceam, știi? Și uite Ce că. facem? Exact. Exact, Da. exact, exact. Trebuie să spun Cel că puțin e. ne-a luat pe nepregătite și din punctul ăsta, dar gândește-te că ne-a luat pe nepregătite pe noi ca pe muzicieni, fără contractele care le cer ei ca să-ți dea indemnizația aia, fără multe chestii, adică Da. aici Da, are dacă ne-am aici pregătit are și să ne restul, mai apropiem adică de drumul. oamenilor practic, care au avut un serviciu, tot iau ceva cu indemnizație. Eu am Înțeleg. luat de la Boieru, am văzut că mi-a pus el ceva frumos acolo, înainte de ziua mea. Da. Pe Boieru. Și Băi, restul. nu e de la mine. Vanel, stai mai aproape de microfon, Da, că nu te nu te aud, te aud auzi. slab. Da.
Bine, n-are rost să mă repet. O să vorbesc da. Mai tare. Eu nu, deci e foarte riscant când spui faptul că te bucuri de o perioadă ca asta, pentru că foarte multă lume suferă, știi? Suferă, da, da. Eu sunt și eu no, tot în lumea industrială mă învârș și sunt conștient că cei mai afectați sunt chiar artiștii. Pentru că artiștii sunt oameni care, exact cum ai spus, trăiesc din a face spectacol pentru ceilalți. Acum, dacă spectacolele toate s-au oprit, și în special instrumentiștii, pentru că artiștii ei mai dragul, mai fac poză la un spray, mai nu știu ce și se mai învârt, dar instrumentiștii cumva sunt cei mai afectați cu adevărat. Numai că eu spun în spate la treaba asta ce se întâmplă, știi? Cel puțin, acum, bine, nu deschid subiectul ăsta aici, că nu, poate nu asta e ideea, dar mă, la mine, în viața mea, s-au schimbat foarte, foarte, foarte mult vis-a-vis de ce înseamnă viață, slujbă, ce înseamnă cu adevărat să fii și să faci. Și am avut ocazia să văd care sunt pilonii cu adevărat pe care eu locuiesc. Pentru că, știi cum, noi ca și oameni, noi toți ne punem credința în ceva. Și de obicei oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu își pun credința în ceea ce sunt, în ceea ce fac, și cumva ei au nevoie de evoluția asta ca să facă lucrurile, pentru că asta le dă identitate în fața celorlalți oameni. Dar ca și oameni spirituali, oameni care cred, care nu cred în Dumnezeu, că aici e o mică diferență în a crede că Dumnezeu există, crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Asta e altfel de credință. Crede pe Dumnezeu pe cuvânt, schimbă viața și schimbă, cum să spun, mie mi-a schimbat toată dinamica vieții. Uite, eu la ora actuală, o să spun cum e, eu sunt producător muzical, am trăit din drepturi, din toate chestiile astea. Eu m-am oprit cu producția muzicală pentru că nu mai vreau să scriu muzică like. Care nu este da, nu, care nu este ce trebuie. Și când Dumnezeu mi-a arătat treaba asta și mi-a transformat viața și am început să pun mai mult accent pe Dumnezeu, pe împărăția lui Dumnezeu, El a început să se ocupe de nevoile mele. Și am să spun, de cele mai multe ori, miracol. Am zeci de mărturii, tot felul de lucruri cum s-au întâmplat și lucrul cel mai tare este că experimentez o pace, poate dacă mi s-ar fi întâmplat acest eveniment acum 5 ani de zile, poate aș fi fost așa, ce facem, cum să ne mișcăm, cum... E o pace și o odihnă pe care nu se descurcă. Și e extraordinar să faci lucrurile dintr-o odihnă și din pacea lui Hristos, pe care lumea nu o poate da. Știu că sună, poate sună banal, poate sună spiritual, religios, și zici, da, dar pâinea nu vine pe masă prin pace. Vreau să spun că am experimentat exact prin aia vine. Știi? Nu știu cum să spun. Ne ajută să ne bucurăm de ce avem până acum, de lucrurile mici. Mă chiar râdeam cu Alexandra, cu soția mea, că am început să tăiem slănină, să punem așa, să vedem ce mai ne-a rămas prin casă. Am realizat că... Bă, slană, slană, bă! Păi bună, bă, slană, cu bucat de brânză, bă, și cu o ceapă spartă, bă! Exact. Exact. Îl schimbă, exact. Îl schimb pe la da. Munte, băi! Aie. No. Ne dă timp, nu știu, mi se pare că ne dă răgaz să se rearanjeze valorile. Da, ca să închei. Da. Zi-mă câți artiști sunt acolo, puși pe... Nu că nu sunt numai artiști, sunt câți oameni. Câți artiști, am zis, la cântec, mă, tata. Ce oameni? Sunt chitariști? Avem vreo... 155 de upload-uri avem. Câte ce? 155. Mamă, e că... Da. Cam bine. Dar să știi că deci proiectul inițial noi l-am făcut pentru oamenii normali, pentru oamenii simpli, toți cei care știu să cânte cu orice, cu saxofon, cu acordeon, cu vocea. Și foarte fain că și noi ne implicăm și foarte fain că, uite, apăreți și voi ca artiști și cumva se consolidează comunitatea, știi? Nu e o chestie de gen, băi, acum sunt numai artiști, acum sunt numai, știi? Nu. Cumva aduce o unitate faină. Da, mă, tata. Da. Nu, dar a fost foarte mișto ideea și mișto cântecul, mă.
Da, da, cântec, da. Adică voi aveți foarte multe cântece, dar ăsta e, frate, e te da, cercetează și când, și când îl asculți. Da. Ce? Mai avem acum vreo trei care sunt, minu, de-abia aștept să le lansăm. Uite-le mai și nouă. Dar nu sunt, că sunt doar la nivel de, de tabără, l-am terminat de scris, de compus, de tot, nu-i nici, înregistrat așa cu un recorder. Da, superbe, sunt superbe. Deci ce se întâmplă în tabără, vă zic, pentru mine, după atâția ani, câți am eu de experiență în compoziție, nu pot să o înțeleg. Deci nu am cum să înțeleg ce se întâmplă. Ne depășește, ne ia pe sus. Deci ne ia pe sus, ne depășește, nu, e supranatural. Deci dacă vedeți de la cine vine muzica, nu vă vine să credeți. Oameni simpli care nu, n-ai fi zis că vreodată o să... Da, dar ăia simpli pe care i-am văzut și eu pe înregistrări sunt foarte talentați și foarte, foarte dăruiți. Deci sunt extraordinar de bine. Noi te auzim. Cântă extraordinar de bine, Andrei. I-am văzut și fete care cântă foarte bine, neașteptat de bine și pe care nu le știi, că nu le știi, n-ai de unde, nu le mai, nu le-ai mai văzut în nicio înregistrare, pe nicio postare, pe nimic, știi? Da. Ce, cum l-ai schimbat pe păpușel? Nu, a ieșit el un pic, nu știu, probabil că vrea să-și pună un tricou pe el. numai că să știi că de obicei noi interpreții care duc piesele nu neapărat sunt compozitorii de stradă. Păi mi-am dat seama asta, da, da. Da, da, deci, știi? Da. Am spus și un mic documentar pe YouTube de ce s-a întâmplat în tabără cu o piesă. Nu știu dacă ați, nu cred că ați apucat să-l vedeți. Da, zine și până omul, auzi, Andrei, când mai faceți, că când aveți planificată perioada în care vreți să vă mai strângeți, dă-ne și nouă în perioadă, că poate ajunge și noi, măcar unul dintre noi sau doi sau poate toți. Foarte. Deci tabăra, ea este închisă. Deci nu te gândi că e o tabără din aia de așa. Nu, o tabără închisă, corect, înțeleg. Numai să-ți explic ce am să zic. Deci este un nucleu pe care noi l-am tot crescut. Da? Poate prima tabără am fost 8, acum suntem 20. L-am tot crescut, păstrăm o cultură, avem o cultură vis-a-vis de spirituală și faptul noi trebuie să ne manifestăm liberi acolo, știi? Și noi integrăm oameni, deci ne-ar face mare plăcere să veniți, deci super ar fi. Dar asta spun că se ține izolat, ținem la cabane, de obicei duc departe pe compozitor de casă, știi? Foarte bine. Bunica, bă, haideți că... Păi știi? Asta e și faza, că altfel nu poți să te rupi. Da, da. Ai grijă că te... Da, și durează 4 zile. Da, 4 foarte zile. Bine. Da, asta spun, dacă ne spun din timp, măcar putem să ne facem și noi un plan, știi? Dacă am, adică dacă hotărăsc că, bă, mergem mâine, e mai greu. Știi? De fapt, și la voi la fel, că și voi aveți copii și voi aveți lucruri. Da, da. Dar așa când știm, nu zic acum ca să o să venim sigur sau că am mai discutat, dar problema e că nu știu când. Adică eu am auzit de chestia asta și de regulă aud că a fost după ce puneți pe YouTube producția, știi? Da. Da, deci noi spunem de 3 ori pe an. De 3 ori pe an pe tabără, da? Știi? Și foarte organizăm așa destul de scurt, știi? Depinde de cum pot oamenii, știi? Că și ei au servici, au familie, au... Da. Bodo, tu ești rotă? Da. Da? Aici e refugiul meu. Pentru că asta e cămăruța mea, nevastă mai dormitorul din casă. Wow. Și cămăruța mea e rulota. Ce fain. Și o ai acasă? Sunt acum pe televizor, sunt pe Netflix acum, sunt în living. Au luat chitara și unul cântă la chitară și altul bate în ea. Deci asta e situația. Iar eu sunt liniștit. În sfârșit, în rulotă. Ce fain. Și o ai în curte, la tine acasă, nu? Da. În curte, la mine acasă, la mine la țară aici, unde sunt eu, că eu sunt la țară. Sunt în județul Argeș acum, între Topoloveni și Câmpul Lung Mușcel. Ah. La țară, sunt la munte, cum ar veni. De o lună de zile sunt aici. Ce tare! Da, ne-am impus o carantină aici, ne pișcăm din curte. Ce tare, mă. Foarte tare. Foarte, foarte tare. No. Aia da. De-aia zic că noi știm cu Slana, dar apropo de tine, că știți la mult, știm cu Slana și cu Ceapa, știi? Da, da.
Da. Avem bunicuțe care vin și ne aduc lapte, brânză, ouă. Na, ce mai deci, dai? Că știi cum e faza aia? Deci le ouă găinile atât de mult încât spun, bă, decât să... Asta gândesc ele. Decât să mi se strice ouăle, că n-are cine să le mănânce, le dau cuiva, păi, știi, și încep să dea ouă, știi, e foarte tare. Da, da. Da, da. E senzațional. Oricum că cheltuiești mult mai puțin. Mult, mult mai puțin, mult mai puțin. Așa toți e. Românii, cred că toți am cheltuit mult mai puțin cu ieșitul. Aici la țară oricum se cheltuiește mai puțin, dar și la București, neieșind foarte tare, am da. Constatat că e o economie majoră la motorinele de la mașină, la ieșitul pe la Penny, pe la... N-aveai cum să intri în casă fără să treci pe la Lidl, Penny, Mega Image și să lași acolo, începând de la 50-60 de lei până la 1 milion. Andrei oricum are priul să are economie la... Bravo. La mine cu și două... cu, și cu ăla am o mărturie. Deci nu. Cu orice da. Mai avem mărturie. Adevărul e că noi ar trebui să, dacă stăm să ne cercetăm, ar trebui să avem mărturii pertinente pentru fiecare reușită din viața noastră. Așa e. Cred așa eu. E. La mine e Olanda acasă. Ce? Cum? La mine e Olanda în casă, că acum am găsit 25 de la lele cu 8 lei. Înainte au fost și 5 lei, 25 de la lele. Mamă, cu 8 lei. 8 lei. 8 lei, 25 de kg. E mult sau e puțin? Foarte puțin. Păi e puțin, 8, că înainte erau și 3 lei kilo. Da. Nu știu, mă, eu nu mai știu cu florile, cu astea. Nu, da. Cum ai făcut? De le luau cu banii ăștia? Că înțeleg. Păi nu. Așa de dau acum ăștia, că cine mai cumpără flori? Așa e. Păi eu sunt cu plantatul la ora asta. Săracii, da, bă. Plantatul de flori. Am făcut gărduleț, mine vară gărdulețul de la... Păi eu vreau să... Eu am niște scaunele de la Răzvan. Care sunt super tare, alea sunt... Da, dar vreau să le vorbesc și eu, să le vopsesc și eu în culori de astea multicolore și, nu știu, la Dedeman, la asta e deschis? Adică pot să mă să-mi iau spray-uri de alea? La Dedeman da. Este deschis, te sfătuiesc ce să iei, Dragoș. Mergi, te rog, și ia câte o cutie mică, câte o cutie de un litru, dacă vrei mai multe culori. De păi la Oscar... Vreau cu spray, ca să meargă repede. Nu există. Dacă vrei să faci o treabă bună și să nu le afecteze la pensulă sau la trafaret. Deci tu stai în trafaret, nu te costă mult. Ce? Să-i pui pe copii să le picteze ei în culori, să fie ca o amintire și să fie frumos. Da, e tare faza, dar trebuie cu trafaretul, nu cu, și cu da, pensula. Da, cu pensula, nu cu spray. Îți spun sincer, se cojește după prima iarnă de stat afară. Iată, dacă dau cu spray și după aia dau cu lac, nu se prind? Nu. Păi oricum e același lucru, decât să dai cu spray și cu lac, mai bine dai doar cu lac. Că sunt lacul colorate, de asta voiam să spun, nu e vopsea. La Oscar sunt niște vopseluri lac de lemn, special pentru lemn, pe bază de apă, nici nu miroase, nici nu se usucă și în 2 ore, gata, poți să stai pe el. Și găsești în toate culorile, stejar, cireș, galben. Eu, de exemplu, mi-am vopsit zilele trecute mobila în bucătărie, dacă mă... ce să zic? Știi că era bej mobila mea. Acum e vernil, aprins. Păi să ne arăt, să faci niște poze, să le pui. Da. Nu dau seama, vernil aprins. Deci un vernil verde, vernil. Și că casa e vernil, da? Dar asta e vernil foarte strident, așa, nu știu cum. L-am luat și am dat-o, arată nouță. Deci este extraordinar, senzațional. Dintre afară, două mâini. Asta s-a întâmplat în 3 ore. Toată mobila din casă, din bucătărie. Da. Deci pe scaunele tale trebuie trei culori dacă vrei, cunosc pe lume. Și dat câte două mâini, fiecare culoare. Poate dai o mână, o lași 2 ore, două mâini, scap repede, câte scaune ai? 4. Pai mă, Dragoșe! În maxim 2 ore jumate ai terminat tot. Hai 3 ore, că lași o oră să se usuce, să dai a doua mână. Mă rog, o e să foarte încerc. Ușor. O să mă duc.
Păi, la voi e frig acolo, la tine Andrei, la tine Bodo? În Brașov? La mine e frigut, stai că spune acum câte grade sunt instant. Nu, da, adică s-a pornit vântul în București, zicea că se face iară câteva zile frig, am auzit de nisori, de alea, e adevărat. Da, las și mâine, dragul. Astăzi am început. Da, exact. Dar n-a nis, nu? La... Uite, acum avem 3 grade. Da, voi sunteți mai jos, tare, tare. Uite, eu am 11 grade, dar real feel-ul de 7. Da. La mine. Băi, am văzut astăzi... O știe. Mâine va ploua, în schimb, la mine 19 grade cu 3 grade noaptea. De bine să-i păzește. Lasă că e ploaie bună. Auzi, Andrei, exact. Că tu ești pe acolo, prin zonă. Da. Frate, e adevărat că lucrează ăștia la Brașov-Râșnov? Adică au început să lucreze la autostradă, la asta, la București cu Brașov? Am văzut că au început. Pe bune? Da. Trebuie să te zori la Râșnov acolo, nu știu ce. Da, am văzut. Au început să lucreze, da. Dar nu știam că e autostrada asta. Doamne, ce bine ar fi. Ăștia la Râșnov încep să râșnească, mă. Râșnovească, mă. Băieți, mă. Da, deci... Mă, băieți, sunteți ca copiii mei, mă. Mă, băieți! Dacă mă mai prind prin flotă un pic. Ai prins căldura în rulotă? Da, băie, că acum dau drumul la geam, că e prea cald. Da. Dacă am avea autostradă. Ce ziceai, Andrei? Dacă să ai o autostradă legată București, Brașov, Cluj, gata. Mamă, ar fi așa, da. Păi am înțeles că lucrează băieții la asta. Știi cum e cu lucrarea? Revin imediat. Da. Cum ar fi când începem concerturile, Dragoșe, să avem numai autostrăzi și străzi noi și totul să fie luminat și frumos noaptea peste tot. Da. Și după aia ne trezim, dimineața, mâine ne trezim. Da, nu. Și ca să nu mai zic că până la sfârșitul iunie trebuie să terminești metroul aici și drumul Taberei. Îl aștept de 39 de ani, nu? Au promis, au zis că e maxim sfârșitul iunie. Păi nu, acum cu izolarea asta, mă uiteam pe stradă, frate, este exact momentul să, adică ar fi fost momentul ăștia să lucreze, știi, să-și termine toată lucrurile, știi, să nu mai zică, bă, da, a fost aglomerat, acolo n-am putut să oprim circulația, nu știu ce. Mă uitam la podul ăla acolo peste... Peste tot, făcute. Peste tot, nu prin țară, prin București, peste tot. De exemplu, abia mi-au făcut strada, am super stradă și nu pot să mă ieși eu cu scooterul, cu nimic, să ies glorios din bloc, cum ar veni, am autostradă în fața blocului. Da. Mai știi cum e. Avem o lună. Mai avem. Da, mă. Nu mai avem și noi niciun eveniment la televizor, un fotbal, un Formula 1, un handball, un nimic, un tenis. Avem mai politică și coronavirus. Păi da, ia uite, mai bine sunt și aici și mai vorbim, mai spunem o glumă, mai facem ce. Băi, dar fii atent. Vorbeam cu cine, m-a sunat tipul ăla. Noi la, când am fost la Brașov, Andrei, și la, nu mă țin în minte, la Hard Rock Cafe, am făcut un streaming de la concert, știi? Și a venit, avem noi un om care, nu știu dacă, Petrică Gheorghe îl cheamă. Mă rog, face el streaming-ul, știi? Și acum a spus că ar fi vrut el să facă niște streaming-uri cu formații, nu știu ce. Dar mi-a spus că nu se poate face live nimic, pentru că din cauza latenție n-ai cum să, adică cum ar fi noi acum, să cântăm fiecare și să ne auzim împreună. N-ai cum. Da, nu se iau de la mișto. Ce? Păi sunt așa. Da, și cum am fi fumat. Bă, Marle, că trage un spate. Sunt trupe care au făcut deja. Se aud pași târzii în noapte, cineva la ușă bate. Cine să fie, cine să fie? Milițienii sau musafirii? Nu, este cel mai mic dintre 6 căței ai mei. El este Sasha. Lasă că mi-aduc și eu șoarecele acum. Vezi, să vedeți ce mi-am luat. Ia. Nu, mă, Păpușel, Răzvan, nu există. Au făcut înregistrare și după aia s-a montat și s-a pus ca și cum ar fi live, dar nu există făcut așa. Am înțeles. Adică se trimit click-urile, o montare. Vorbesc eu și apare asta, vreți? Nu e mai bine așa? Ba da. E mai frumos ca mine.
Eu vorbesc, de fapt vorbește Sasha. Hai că m-ați plictisit. Vezi că nu este centrat bine pe cameră. Da. Se vede decât gâtul. Mai mult puțin. Mai ia uitat camera. Puțin. Mai jos, mai jos. Wow. Mamă, ce fețe au! Wow! Wow! E absolut genial, genial! Da, băi! Băi, ce ochi are ăla alb, este ceva incredibil! Bă, băiatule! Sunt pui? Ha? Da, bă, sunt vii! Nu pot să cred că sunt așa frumoși! Ba da, ba da! Da. Poate să. Da, dacă e unul dintre ei. O săptămână se fac 12. Dar de cât timp e? Că-s mici, nu? Ăsta, deci e unul dintre ei. Stai așa. Cât de frumoși sunt. Incredibil. Ăsta, deci ăsta, băieți, e un iepure special care nu, eu cred că are ceva. Ori e orb, ori are ceva, că oricum îl pui așa, stă de obicei, iepurii ei se zbat. Uite, uite, uite. Ha. Da, 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 de vreo că e... Uite, vezi? Vezi cum mamă, stă de mamă. Orice-i faci... Uite. Vai de mine, vai de mine. Bă, dar adică are urechi? Nu se mișcă, e... Da, are, are urechi. Zici că-s prinse cu elastic pe spate. Da. În codiță. Deci atât ai de... Cred că e foarte speriat, mă. Nu, nu, nu e speriat. Speriat. E el. E el. Deci așa e el. Atât de scump. E cea mai tare șmecherie. Este mai mare, este mai, uite, vezi, un iepure de obicei. Are, are ochi, are fardat la ochi, atent. Da, 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 da. Da. Eu cred că s-a bătut cu ălălalt. Da. E fain să ai. Hai că sunteți cu animale. Mi-aduc și eu șoarecele. Stați un pic. Uite Sasha, prietenie acolo, tată. Ne arată pisica. Cum e Sasha, pisiconul? Ia. Hai să vedem șoarecele, să vedem dacă se intră prin ecran. Ia, 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 cum face la pisica ta. Ia. Deci nu cred. Nu, facem o domnă, liniștit. L-am necăjit eu. Ăsta e foarte supărăcios. Dacă un pic, dacă deranjezi, începe să... Ia, 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 fii, fii, fii. E numai gura de... De numai gura de el. Arci nu mai vrea să mai iasă din casă dimineața sub nicio formă din cauza lui Sasha. Pentru că în minutul, în secunda în care a pășit afară din casă, ia la bătaie Sasha direct. Și nu vrea să mai iasă, îl lasă pe Sasha să duce, pleacă Sasha și după 5 minute ești și iarci. Potul pe labe instant. Cine? Jar. Cine? Jar. Astăzi Jar și-a luat-o rău de tot de la Negru și de la Maronica. Opa. L-au tăbărât amândoi, l-au prins afară și l-au căpiat cu bătaia. L-au căpiat cu bătaia. Rău. L-au săturat și aia, îți dai seama. Știi că eu nu eram cu pisicile pe alea. Și bă, are Oana o pisică, un motan. Tot așa. Îl cheamă Sprite. Deci Sprite, frate. Sprite? Da. Și deci, da. Ai văzut poza pe Instagram? V-ați uitat? Nu. Da. Am pus poză pe Instagram. Ba da, ba da, ba da, am văzut, am văzut-o. Care stătea, deci m-a cotropit, a venit la aici, a pus labele pe mine și dormea așa, frate. Și după aia l-am dat la o parte și s-a dus, nu a plecat, a venit înapoi. Și e foarte simpatic, dar n-am crezut că-mi place așa, adică bine, nu mi-aș cumpăra eu neapărat, dar... Nu trebuie să-ți cumperi, trebuie să-i adopți unul, nu-i de cumpărat. Nu, 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 exact, dar oricum n-am ce să facă, e motanul oanei, n-am ce să-i fac. Deci așa dacă pornesc mic, toate. Dacă le iei mic, se poate înțelege cu motanul oanei. Dacă mai am o chestie aici. Ia. Yeah. Ia. Yeah. Ce, da, bine, asta e șmecă. Asta e cea mai mișto. Asta da. Asta e băiete. Da, frate. Asta e o pizza. Foarte frumos. Asta se e cea mai frumos mine, specimen că... de pisică. Short, da. Grey? Short, da, ăsta. Short grey, sau cum spun. Și culoarea e, mamă, mortal. Mamă, ce tare. Mortal, e mortal. Ochii, bă, ce vorbești, mă, ce senzație. Și ce grasă e. Senzație de motan adevărat. Foarte frumos. Da. Cum îl cheamă? Ah. Ben. Ben. Frumos, Ben. Da. Benișor.
Am vrut să nu iepuri, dar nu se poate, mă, cu 6 câini în curte, e ceva îngrozitor. Eu nu prea sunt cu pisticile, nu prea îmi plac. Nu, dar bine, e genial. Eu sunt cu pisticile, dar nu pot să țin. Da? N-am cum, din cauza câinilor, ăștia sunt demenți. Când văd dacă ar fi fost un singur câine, n-ar fi fost nicio problemă. Uite, bă, cască, nu așa. Prietenul meu, nu, cu cine mai vorbești în casă? Nu, măcar știi cum e, decât să vorbești singur, măcar vorbești cu casca. Corect, da. Oricum te contrazice, e în regulă. Exact la fel ca și cum ai vorbit singur, asta mi-a plăcut. Ne-am înțeles din prima. Păi stai, mă, dacă îi pui puțină o blăniță ceva, zici că ai și tu un animăluț. Nu mă duc, dar am noroc că mă duc la ai mei în fiecare zi 3 ore, că altfel aș fi nebunit. Rău de tot. De ce? A, singur, deci, așa. Deci deviza lui Răzvan este, bă, ce frumoasă e, dacă ar fi și mută. Uitați-vă, mă, cum stă. Da. Da. Deci câinele și pisică. Da. Eu am câine, dar nu la de curte, nu pot să-l aduc în pat aici. Da. Nu o să uit, Bodo, când a fost la tine acasă atunci de Crăciun și aveai ăia doi malamuți, nu? Bine? Nu, erau Akita, Inu. Akita. Ah, da. Da. Au murit de bătrânețe amândoi. Da? Cât? Da, cam... au murit de bătrânețe. Cam 13 ani jumate, 14. La 13 ani jumate au murit. Cam acolo, a? Că și eu am un câine mare. Dar e o amestecătură între lup cu... Spațiu bănesc, e o de-asta foarte, foarte frumos. Și deja are 10 ani și chiar mă gândeam, am zis, oare cât duc câinii ăștia? Hai să spun, dacă ai grijă și le dai doar mâncare pentru câini premium și să nu le dai mâncare, să nu-i dereglezi cu mâncare gătită sau cu pâine, cu orez, cu pui, cu toate alea. Dacă le dai mâncare uscată, hrană uscată și... nu trebuie să le pui cu lopata. Deci trebuie să le pui, tainul lor trebuie să fie de, depinde de cât de mare, 200-300 de grame. Aia oricum se umflă în burtă. Ei cu cât îmbătrânesc, cu atât metabolismul lor e slow. Se duce mai încet, mult mai încet și mai nu e de rapid. Și din cauza asta, dacă ei sunt obișnuiți să mănânce mult, acumulează multă hrană în stomac și aia începe să se umfle. Și fac de obicei torsiune gastrică, adică se întoarce stomacul invers și nu mai are nici pe unde să iasă afară, nici pe față, nici pe spate, știi? Da, și la torsiunea gastrică, o dată, de două ori poți să-i salvezi, o dată, cred, mă rog, dacă e mai ușurel, prin masaj, medicul îți întoarce stomacul. Din cauza asta și la câinii cu valoare foarte mare, câinii de poliție care sunt... în care se investesc mulți bani pentru dresaj, pentru depistare de droguri, armament, mă rog, alte chestii. Dar ăla ce face de la... a crescut? Cum, George sau cum e zis? Ăla de la... Jar, da, așa. Jar, cum e aici? Cum să nu? Eu am un Malinois acum, în locul celor doi achizi, am un Malinois super tare. Dar stai că l-aduc și pe ăla acum aici, două secunde. Foarte tare, frate. E un cățel care era pe stradă, pur și simplu. L-au luat unii și l-au pus deoparte că vreau să-l duc acasă și acolo, la unde repetăm noi. Și Bodo l-a văzut și a zis, bă, dacă tot nu-i al nimănui și așa, bine, îți dai seama, l-a întrebat, domne, al cuiva, dar este marinat ăla adevărat, adică de rasă, frate, nu. Și era pui, foarte jucăuș, de regulă ăștia sunt foarte răi, știi? Dar era foarte mișto. Și acum cred că s-a făcut cât casa, că era puiut, dar stătea așa, jucăuși. În schimb, îți rupe căpățâna instantaneu, de ăla de el folosesc... La droguri cu astea, dar la... Da, în aeroportul, da? De polițist, da. Wow. Mai tare ca lup. Da, știu. Wow. Tare. Da. Fain să ai și cu tine animalul ăsta, că te mai bucură. Da. Și am o liloaică, este în, te-am povestit, e în curte, tot așa, nu bag în casă, că e destul de zgubilitică, știi? La al tău
e calm și mișto, dar Lilua mea este, haide. Bine, până, adică când îi dai drumul în casă, umblă prin toată casa. După ce umblă prin toată în casa și face aia ce face, după aia începe să se mai liniștească. Dar are faza asta să vină după tine, dacă în bucătărie e nebunită să mănânce, să-i dai de mâncare. Da, da, da. Și nu, da. Fiind, nu ascultă comanda de șez și stai decât dacă știe că ai ceva în mână. Altfel nu vrea să te bagi în seama, știi? Da. Interesant. Da, mă. Păi și noi cu câinele ăsta, cu Toby, avem ceva, ceva de tras, că știe să deschidă orice ușă. Mă, dar e și mare. Da, da. Da, da. Și îi pleacă noaptea, pleacă prin oraș. Adică e un câine care nu poți să închizi, nu poți să legi, nu ar muri dacă ai face. A, și apoi... cum? Sare gardul este? Ea sare acolo, da, poartă. Nu ai cum să-l închizi, e mare, sare gardul și pleacă. Și îmi zic, ăștia, bă, l-am văzut prin centru, a venit, a dus, câteodată nu să-l mai caut. No, mi-e frică să nu-l prindă. Bine, în Codle e foarte diferit. În Codle îți dai seama un orășel din ăsta foarte liniștit, așa. Nu, nu-i cam București că a plecat câinele și n-am mai venit, știi? Aici, în 5 minute, spună, am dat razie în tot orașul. Da. Bă, la voi e foarte mișto acolo, mă, e un orășel așa liniștit. Da. E mai, viața se mișcă un pic mai încet aici. Și banii sunt mai puțini. Chiar mă uitam așa ce diferențe cu Brașovul. Chiar dacă Brașovul e așa mai turistic, și banii sunt mai puțini, dar să știi că și viața e mai lentă, mai, nu crezi, mai simplă. Știu, dar să știi că îmi spuneau ăștia care au mai fost prin Brașov, așa, adică în Brașov e un oraș care nu ți-o facă, da, decât să te duci turist și e mișto, vezi piața sfatului, nu știu ce, dacă să faci ceva acolo, nu știu că nu e chiar atât de interesant în Brașov. Așa, acum, Brașov are foarte multe chestii în dezvoltare. În primul rând se construiește aeroportul de la Ghimba. Alt aspect, acum în Brașov crește... Dar ce să fac? O să preia de la București sau ce să facă? De ce? E aproape. Bă, n-a reușit să-l conving? N-a vrut să vină. Se bagă multe bețe roate, multe, multe bețe roate, ca să nu să se facă. Cred că e foarte... Eu, același motiv cred că este și cu autostrada, știi? Pentru că imaginează, îți faci autostradă între Sebeș și nu știu unde și nu faci între București și Brașov. Adică e DN1. Se fac 5 ore, se fac 5 ore până la București. Deci da. E ceva, ceva este. Dar impresia mea este că o autostradă va scoate foarte mulți turiști, îi vor scoate din Bușteni, din Sinaia, îi vor scoate pe ocolitoare și atunci ei nu o să mai meargă la restaurante, nu o să mai meargă la hoteluri, nu o să mai meargă, știi? Și asta e o problemă pentru mulți. Da. Păi depinde, pentru că sunt, gândește-te că totuși, adică vorbim despre ea care ies din țară, dar sunt foarte mulți care merg la Brașov sau merg pe, nu știu, adică autostrada asta oricum o să fie interesantă pentru oamenii ăștia din sud. Eu știu, dar nu e interesat, nu e, și eu știu, dar nu e interes vis-a-vis de cei care au domeniul în Bușteni, în Sinaia. Dacă tu ai, pentru că ce? Păi este, dacă tu ai, e ca cu aeroportul, dacă tu deschizi aeroport la Brașov, toată Transilvania sau hai să spun toată Transilvania, nu mai merge nimeni la București, știi? Păi da, dacă tu deschizi aeroport internațional. Păi da, dar gândește-te că totuși nu mai merge nimeni la București, e un așa, pentru că și așa e, la Cluj există aeroport. La unde mai e? La Baia Mare? Adică mai sunt aeroporturi internaționale de unde se poate pleca. Sibiu, Timișoara, de unde se poate pleca la Oadică, știi, care e mai aproape. Adică nu e ca și cum. Adică ar putea să ia de acolo la ce ar trebui să fie Brașovul, știi, aeroport internațional. Ei vor să preia probabil din traficul ăsta de București, adică să nu mai vină oameni din partea asta să vină la București, dar iarăși mi se pare atică. Otopene nu cred că e atât de aglomerat ca să zici, Moșule, trebuie neapărat încă un aeroport. Nu știu ce să zic. Otopene nu-i deloc aglomerat asta. Acum nu. Da. Brașov acum e foarte mare dezvoltare cu locuințele. Deci e o extindere de nu-ți vine să crezi, cartiere întregi se construiesc.
Nu știu dacă ați auzit de Avangarda, este cel mai de succes cartier care se face acum. Iar în Brașov lucrurile funcționează foarte bine pe turism. Adică orice căbănuță, orice căsuță, orice chestie în pădure, orice are totdeauna vad, totdeauna. Deci eu am prieteni care se ocupă cu chestii de genul ăsta. Deci nu știu unul care să zică, bă, nu funcționează sau, știi? Depinde ce vrei să faci, că dacă vrei să deschizi o fabrică de ce știu eu ce țevi, poate că nu merge, știi? Dar nu e chiar așa, că și eu am trăit cu impresia așa. De fapt a fost o perioadă în care Brașov era foarte băbăcios, să zic așa, știi? Da. Doi, trei bătrâni care veneau și ei la un Poiana Brașov, la un aer curat și nu prea mare șmecherie. Dar acum a început să se dezvolte, știi? Da, da, sunt curios. Păi bine, oricum, dacă ar fi și numai din datorită turismului și tot ar fi interesant și ar trebui să fie chestia asta, știi? Da. Dar problema mare, de exemplu, eu nu mai știu de când nu am mai fost la Sinaia, Predeal, Brașov, astea, adică în concediu, cum ar veni, sau un weekend, în afară de când trebuie să cântăm. Și atunci plecăm de la vineri sau joi spre vineri ca să ajungem sâmbătă, știi? Adică prefer să pleci noaptea să ajungi decât să prinzi aglomerații. Am prins niște aglomerații de alea pe Valea Prahovei, pe acolo, pe jos, pe la Comarnic și mai departe, de pe la Peștenet. Adică asta e problema. De la ultimul concert, oricum. Ce? Da. Frigul de la ultimul concert de atunci. Nici nu mai zic. Zăpada aia care viscolea pe toată scena. Da. Da. Exact. Am rămas cu Laurențiu Stoica, pe care îl salut, și cu Bogdan, pe care îl salut. Deci era rechine, așa, ce faci, rechine? Îndeau și îndurau. Era, deci stăteam lângă neoanele alea care ați avut voi, reșourile alea pe scenă. Deci până nu simțeam că arde plasticul de la, și chiar ardea plasticul de la bocant, nu l-am piciorul, aveam bocnă, erau celălalt. Și ai micii ei mei strângeau, n-aveau nicio treabă. Yeah. Dar stai mă că nu la Brașov, la Oradea, mă. Nu, no, la Brașov atunci afară pe scenă, la pe pârtie. A, bine mă! Bine. Auzi, chiar am fost dragoste. Foarte... Da, stai un pic. Avem comentarii acolo? Unde? Să țineți comentarii? Nu știu mă unde. Pe Rechinu îmi scrie că... Nu știu mă ce spune. Niște comentarii. Rechinu e Rechin, mă, el spune multe. Zi, Andrei. Nu, vreau să vă întreb, chiar sunt curios, cum funcționează piesa Fata pentru care cânt live în concerte? Păi în primul rând e piesa cu care se făceau probe până când a plecat Mihnea. Era piesa de probe. Da? Piesa pentru probe, da, era piesa Dă-ne și nouă Fata pentru care e cea mai complexă din punctul lui de vedere. Nu doar a lui. Și avea de toate, și voci, și secvență, da. Și tot ce trebuie, știi? Dar... Foarte bine. Mă bucur. Și se cântă. Da, 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 ca se cântă varianta asta a voastră, știi cum ar veni, care a orchestrat. Da, 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 da. Doar da, varianta. Da, da. Ce fain, ce fain. Deci, guys, nu știu dacă voi știți, dar eu în copilăria mea atât de mare fan am fost Proconsul. Eu nu am avut bani să vin la concertă. N-am avea, eram un băiat de sat care nu știam cu ce se mânca, dar deci mi-aduc aminte, doamne, deci când prindeam câte o piesă, după aia când a apărut YouTube-ul și am început să ascult acolo. La nunta mea am cântat asta, cum se numea? Pentru tine. Ah. Wow. Așa, eram băi, deci eram distrus, eram Alexandrei? Da, Alexandre, deci era. Deci eram. A cântat-o la nunta mea, Andrei. La nunta ta am cântat-o. Și da. La nunta ta. Și tu ai și filmat nunta. Și ai și cântat-o. Da, mă, deci eram, deci mult. Vai de mine. Da, pentru tine, exact. Pentru tine și mai aviați. Dacă ploaia s-ar opri. Mamă, băi, deci asta e genial. Ce, vrei să ne pui dacă ploaia s-ar opri? Nu, și piesa tu și aia mama. Eu acum mă uit așa să-mi aduc aminte că m-am nenorocit. Deci ați avut o contribuție la dezvoltarea mea muzicală. Foarte, foarte aici, băieții. De fapt, Ramona.
Călătorul, tu, sunt o grămadă de piese, mă rog, frumoase, pe care ar trebui să le cântăm, uite și aici, mă rog, dar dăm drumul la niște negative și băgăm. Păi da, da, le să caut niște negative pe undeva. Corect. Minia. A, Minia. Minia, unde e Minia? În Germania. Bă, la Minia, de ce nu intră Minia? Bă, Minia e cu fus orar. Are... Ce face mă la cu degetul acolo, nu știu. Eu mă uit pe comentarii, cred că la mine vorbești. Ce comentarii, mă? Ne disturbe aici treaba. Pe ce? Dar nu te uita la mine, ignoră-mă. Da. La piesa Cerul eram prea mic. Prea mic ca să... Încă nu aveam legătură așa cu muzica mainstream. Da, 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 da. Aia e afară. Mai zbit, da. Fain, fain. Auzi, o doamnă spune că nici ea nu avea bani să meargă la început la concert, dar după aia ci că a fost nelipsită la concertele noastre. Dar la voi a fost altceva, mă, că voi, când erați mici, aveați faza asta de prospețime. Vorbesc de când erai cu The Marker, știi? Ah, The Marker, da. Da. Vai, foarte bine, la... foarte The Marker e... Eu cred că misticul mi se pare de marker. Locul în care am testat, învățat, verificat tot ce se putea face, încerca vreodată. Deci m-am... Dacă știu ceva, știu să fac asta din The Marker. Niște scumbă și niște războinici. Erați atât de determinați încât... Parcă porneați la război când îl veneați la cântare. Deci era clară și aceea. Bă, da, asta e. Ăștia suntem noi. Bă, dar tu știi că atunci când ați cântat la Palatului când în deschidere cu noi atunci... Nu, nu uit toată viața. După ce... La sala Palatului, da. După ce am... Mă rog, am văzut și eu comenturi și erau unii care ziceau, bă, dar niște de ăștia tine, știi? Bă, dar de ce nu i-ați lăsat, mă, pe băie să mai cânte? Da? Adică, de ce i-ați oprit? Adică, da. Adică, eu crezut că noi v-am oprit, știi? Adică, asta a fost, da, interesant. Ce, noi ce a fost acolo, mi-aduc aminte, când am ieșit pe scenălău ăla, că a fost prima noastră experiență pe o scenă mare, știi? Da. Am ieșit pe scenălău ăla și tot publicul era acolo, eram... Nici nu mai știam ce piesă să începem. Da. Da, foarte. Tu știi cât am lucrat după aia la materialele alea video? Până știi că noi le-am făcut să le postăm și le-am editat, ca video mă refer, știi? Și le-am aranjat. Da, arată foarte, de acolo arată foarte profesionist și mi se pare mie că voi aveați și niște dăștea, în afară de ai voștri, mai aveați niște băieți care, tine dăștea de pe lângă voi, care erau foarte, cum să zic eu, dornici așa să vă ajute, să pună, să facă și ei, să, adică era foarte mișto emulația, știi? Comunitate, gândește-te că cu The Marker, nu știu dacă la momentul respectiv a existat în România conceptul de vlog. Da, nu era. Band vlog. Aveam band vlog, noi numeam podcast pe atunci. Da. Și erau oameni care ne urmăreau, deci când așteptau episodul, știi? Noi, da. Și lucram la alea și deci nu... Tot ce ne trecea prin minte făceam, tot, Rock the Roof, de acolo așa a apărut, Rock the Roof, da. De la Gomez, tot așa, Rock the Roof, toate chestiile ce ni le doream și le visam, numai că a fost foarte greu, foarte, foarte greu, pentru că era anticultural, știu, no. Și într-un fel îmi pare rău că nu am fost mai rapid în a scrie și a cânta muzică mai caldă, mai comercială, dar nu comercială în sensul, adică mai digerabilă pentru omul de rând, știi? Dar nu cred că ascultă-mă, mi s-a părut, eu am tot timpul m-am întrebat de ce zicea lumea că voi nu cântați comercial, că era foarte mișto, foarte mișto. Mă, știi cum e anticultural, aici e problema. Dacă în America instrumentul popular este chitara, în România e taragotul, în România e... suflet. Deci noi e anticultural, nu neapărat că e rău sau bine. E ca și cum mergi acum în India și cânti numai cu harpa. Nu merge, știi? Asta e. Asta e. Asta e numai un factor. Plus altele pe care nu mă adunești.
nu știu, mă, mie mi-a plăcut foarte mult și mi s-a părut foarte interesantă toată producția, așa, era foarte fresh și foarte... Mi-a plăcut mult de tot, știi, și după aia când ați venit la studio și... Adică, eu nu înțeleg cum Cătălin, de exemplu, Muraru, el n-a sesizat cum ar veni momentul și valoarea care... Pentru că el dacă ar fi avut atunci curaj să facă mult mai multe pentru voi și să fie... Da. Ar veni deschizător de drumuri, era tare de tot, da? Așa... Lui Muraru i-a convenit că ei cântă cu... Cum o cheamă? Cu cine? Cine, mă, cu televizorul ăla? La mine. Dă-l mai încet, te rog. Da, da. Deci, uite, sincer, că sunteți oamenii inei, asta tot. Era suficient pentru Muraru chestia asta. Da. E foarte greu să dau vina pe cineva. Deci nu, nu știu dacă... Asta, așa e Muraru. Și am lucrat cu Muraru după vremea când eram tot așa de treaba asta. Formație care tot așa. Putea să aibă mult mai mare succes și nu am ce să facă. Adică era mult mai ușor să folosească ce avea deja mai măreț decât ce putea să aibă. La fel cu Ina și cu voi. A făcut un mingle, v-a mulțumit și pe voi. Erați mulțumiți și voi, într-un fel, că v-ați gândit cum ne-am gândit și noi Sonic House când cântam cu Morandi, eram trupa lui Morandi, aveam 7 ani, trupa lor, că vom ajunge și noi să avem trupa aia noastră, să reușim cu ea. O care o făcusem cu videoclipuri, cu tot ce trebuie, cu Muraru, dar tot așa, lui Muraru îi convenea totuși că era în trupa lui Morandi, hai mai stați, nu e. Da. Și Vicky Red după aia și-a făcut el proiectul lui. Da. Sunt foarte mulți factori care au făcut ca noi să oprim proiectul ăsta. Nu știu pentru când, s-ar putea, cine știe, poate s-ar putea să îl reîncepem sau să îl recontinuăm. Aveți de ce să nu îl reîncepeți. Da, dar sunt foarte mulți factori. În primul rând, noi ne-am căsătorit foarte devreme toți. Toți ne-am căsătorit. Păi are importanță pentru că am și făcut copii repede. Și da, a apărut chestia asta de... zic că vă eram comoță când ați cu Ina. Da, dar nu a fost chestie de bani. Deci îți promit, noi ca și membri, noi nu am fost niște oameni după bani. Știi? Noi, gândește-te că din toate trupele care au participat la Global Battle of the Bands... Bani sunt și copii de care și nevastă. Asta e chestia, dar noi credem că eram sub nivel. Adică, ca să-ți dau numai un exemplu, aveam clipuri care s-au tras cu zero buget. Deși fumul îl făceam cu foc de lemne. Ca să înțelegi de ce vorbim. Deci era zero buget. Nu vorbim că aveam puțin bani. Și nu a fost chestia că noi vroiam să facem bani. Chestia era că erau mulți factori. Pe lângă faptul că nu vreau să ne modificăm, eram foarte îndrăgit. Nu aveam flexibilitate în producții. Pe lângă asta ne-am căsătorit repede, am avut copii repede. Au început să ni se... Deci la noi a fost o maturizare muzicală, știi? Odată cu viața. No. După care, un alt element este că fiecare din The Marker a fost bun la ceva. După cum și vezi că noi când ne-am, să spun așa, că ne-am separat, noi suntem împreună și acum, dar când am început fiecare să facem câte ceva, toți au început să facă, de fapt, ceea ce era gata, echipat să facă. Uite-te, eu am devenit producător cu Clau. Paul... Și el este, uite, acum, în fine, știi despre teama. Octav la fel, și el încă este pe partea muzicală. Toți eram cumva îndreptați să facem ceva, știi? No, și cumva, foarte repede ne-am apucat de alte proiecte. De Emi. De cine? De Emi. Emi, da, Emi era așa, în gașcă cu noi. Da, băiat foarte fain, Emi. Foarte fain. E așa. Da, știu despre ce vorbești și poți să o mai faci oricum, oricând formația aia, liniștiți, ești tânăr, da. Toată viața înainte, nu ai altă formație, adică nu e vorba de niciun impediment. Da, mă bucurăm, continuăm să ne bucurăm de muzică. Să ne bucurăm mai mult și mai repede, da. Decât atât, mai repede decât am crede sau ne-am dorit. E groaznică izolarea asta, e nenorocire. Zi-mă, Andrei, cum te-ai prins tu de rulotă? Ai zis că sunt în rulotă, după dulapurile de sus, că acum o ieși eu în cadru.
Deci eu m-am uitat să cumpăr o rulotă și atât m-am uitat că mi s-au tipărit ușile alea, ce le ai tu acolo sus și toate. Da. Asta a spus sistemul Oldies, dar acum în primăvară le-am recondiționat, le-am dat, l-am lăcuit, l-am curățat și le-am lăcuit, arată foarte bine, chiar bine. Foarte fain. Eu am vrut să-mi fac un camper. O să am vrut să-mi cumpăr un microbus din ăla, știi tu, de marfă și să-l transform într-un camper. Păi și este, deci poți să o faci liniștit, dacă ai pasiune, timp, cred că ai destul. Părerea mea e că încet, încet poți să-ți faci treaba asta. Îmi doresc foarte tare, tot foarte tare să fac treaba asta, numai singura problemă, adică singura problemă pe lângă, nu, că trebuie să adun ceva bănuți, costă, e foarte scump să cumperi unul, deci mi se pare exagerat de scump. Așa este, și poți cumpăra un microbus mai ieftinuț. În mod normal, bine ar fi dacă ai găsit un 4x4, un microbus 4x4. Deci aia este suprim. Poți intra oriunde. Da. Nu știu exact cum se face din punct de vedere legal, ca să nu, să nu fie probleme. E rar și se omologează. Deci se poate omologa lejer. Sunt niște formalități simple. Da. Pentru că tu se încadrează unde îl încadrează rarul, la camper de 3,5 tone, se conduce cu B-ul lejer. Da. Ce face asta? Te învăț ce să faci. Tu fă-ți-l și te ajute să rezolvi. Deja am uitat, sunt după elemente, după chestii de astea, că s-ar putea ca noi ca familie să plecăm mai multe săptămâni, luni într-o călătorie. Wow, ce tare, pe homeschooling? Da, azi deja copiii mi-am scos, am început cu homeschooling-ul. Cum vă descurcați? Păi acum este primul an. Wow! Da, e greu? La noi, noi suntem în clasa 0 cu Filip și cu Dani, ei sunt 7 și 8 ani, dar am vrut și noi, ne bătea gândul să începem homeschooling-ul, mai că în momentul în care ești legat de ceva, aici respectiv trupa și jobul pe care îl avem cu toții, mă rog, și echipa pe care o avem, nu poți face cu asta. Tu deja ai dat secretul, călătoriile folosesc foarte tare la homeschooling. Adică faptul că voi plecați cu ei și o să vizitați și o să stați în mai multe țări, în mai multe state, în mai multe locuri, ei se dezvoltă altfel. Platformele de homeschooling sunt destul de bine definite din câte am văzut și din câte am înțeles pe net. Și dacă netul e în regulă, nu văd de ce n-ai face asta. Acolo unde merg. Mai este că să vezi cum se derulează de acum încolo viața pe planetă cu călătorile și așa mai departe, pentru că asta e adevărat. Motivul nu este călătoria de a pleca să vizităm, este că vom începe foarte mult să ne întâlnim cu oameni, vrem să predicăm Evanghelia, vrem să mergem să facem outreach-uri, mergem pe stradă, vorbim cu oameni despre Dumnezeu și tot felul de chestii de astea și suntem mult plecați de acasă și asta nu contează oriunde am fi, că plecăm peste granițe, că se întâmplă în țară. Da. Dar noi am hotărât că școala... Uite, un confort, așa este. Un Mercedes extra lung, un sprinter extra lung și modificat înăuntru. Se modifica, am ceva prieten și vlogger, și e un prieten fotograf, Radu Tudoroiu, care are pe Gloria Sprinter, denumită Gloria Sprinter, The Sprinter, și care merge în Africa, merge în Asia mult cu ea, e pasionat și foarte tare, foarte, foarte tare viața de camper, așa. Și tot povestește, face tutoriale și povestește despre cum a pus panourile solare, cum a pus patul, cum a capitonat, unde a greșit, unde s-a încurcat, unde a schimbat. E foarte tare, foarte ok. Cu ce izolezi mai bine? De ce trebuie să izolezi? Ce fel de webasto trebuie să iei pentru încălzire pe timpul nopții ca să nu folosești prea multă motorină, e foarte ok. Aer condiționat, totul foarte, foarte ok. Dar ce o faci după cum vrei tu? Cu bucătărioara pe care o vrei tu, cu toaleta pe care o vrei tu, ce fel, când duși, tot ce trebuie. Eu sunt pasionat, am și multe device-uri de genul ăsta. Am de la Coleman
ăștia niște producători de accesorii pentru campere și pentru camping. Da. Începând de la aragaze portabile, benzină, ca vechile primusuri, și tu terminând la o instalație de duș care trage dușul direct din râu, apa direct din râu și în câteva secunde se transformă în apă caldă, repede, un instant de apă caldă pe bateria de la mașină. Wow. Cu gaz, cu botelie de gaz, mă rog, și cu... E foarte ok. Mă rog, îmi place. Oricum, e mult mai tare cu, genul ăsta de, sprinter pe roți și nu știu, decât să ai rulotă după tine. Adică da, cu siguranță. Da, autonomie e mult mai mare. Da, nu e vorba de călătorie. Rulota în fiecare zi trebuie, dacă călătorești, să o decalezi, să o calezi, să o instalezi, să te spăți cu tare. Așa, mașina te-a și ai plecat. E strâns, poți ai un tent mișto lateral pentru orice, ai pus bicicletele sau eventual un scooter în spate agățat, sus pus pe, spatele mașinii și te-ai dus. Da, da. E foarte asta tare. Asta e, la tutoriale m-am gândit ce să iau, m-am Ford Transit, mă gândeam la ceva care să consume, noi avem un sprinter și de obicei consumul e cam ridicat, că știu că un cargi, bagi în el toate alea. M-am gândit la toate felurile, după m-am gândit da, la multe variante și am un plan, să fac treaba asta, dar m-am izbit foarte tare de întrebarea asta, mă, cum vine legal, știi că nu. Este legal, se merge la RAR și RAR-ul, uite, vezi, noi ne speriem un pic de chestia asta. Bă, nu să, și dacă îmi spune ăla că nu. Păi nu o să spună, pentru că nu sunt chiar așa de de încuiați. Ei omologhează o grămadă de chestii noi. Și dacă e în regulă mașina și e safe, n-are cum să nu ți-o omologheze. Da, ce tare. Că tu nu intervii asupra, nici asupra sistemului de frânare. Auzi? Că spun că nici nu îngreunesc prea tare. Zice, nu. Avem grijă la motor că se repară greu. Da, la tranzit? Da, și eu voiam să-i spun același lucru. Vis-a-vis de tranzit, e o problemă cu tranzitul la... Din punctul nostru de vedere, că am avut două tranzituri și am avut cu motoarele, au stat prost. Mercedes-urile-s Mercedes-uri. Ce să spun? Acum depinde și ce nimerești, cum nimerești. Poți să găsești un crafter, un Volkswagen bun. Nu e că din crafter am înțeles că aceeași fază cu doar că e mai bun Mercedes. Adică la și ca la caroserie, botul diferă, dar la motoare și alea sunt am înțeles că chiar și înăuntru. La crafterul ăsta. Noi avem un sprinter cumpărat de nou, deja are 600.000 și vreau să zic că e foarte, și noi suntem, știm, Mercedes-ul pentru noi, familie, a fost totdeauna, știi ce înseamnă Mercedes, nu? Nu și așa, și cum are steluța aia, precum în cer, așa și pe pământ. A, mișto! A, ce tare! Wow! În fine, și... Dar problema asta a fost sprinterul, mi s-a părut mare, știi? Foarte, foarte mare. Așa, păi dar trebuie mare, poate... câți copii ai tu, Andrei? Asta n-ai cum să-i faci toate chestia. Am doi. Păi, doi copii cu doi adulți, nu cred că e mare. Da. Părerea mea, adică e că nu-i mare. Adică mi s-a părut așa, are cabinălău ăla, știi? E și încă o chestie mai vreau să zic. Vreau peretele ăla dintre cabină și, știi, și carlingă, vreau să-l scot. L-a trebuit scos. Dar nu-i problema să-l scoți pentru RAR. Ți-l omologhează așa. Ți-l poate omologa. Deci există omologare, în primul rând, de la microbuze de marfă. Se fac omologările, toate firmele de transport cu maxi-taxiurile vieții transformate din microbuze de marfă în microbuze de persoane de 18-20 de locuri sunt reomologate, sunt omologate. Sau reomologate, că ele vin omologate ca microbuz și reomologhează pe transport persoane. La fel se întâmplă și cu rulota, cu autorulota, camperul, cu RV-ul. Da. Dar te uiți de la toate tutorialele astea cu RV-uri și la toate fazele la... Deci mă uit, uite așa mă uit la video-uri. Noaptea mă uit.
merg și eu pe vas pe faza asta. În America sunt o grămadă de RV-uri, începând de la autobuzele cele mari. De... Da, am văzut. Bine, hai, hai, hai. Alea pentru ăla a fost un vis al nostru ca și trupă. Să avem un nightliner de genul ăsta cu care să putem călători și să nu mai depindem de hotelurile care nu sunt în regulă din orașele în care ajungem, mă rog. Și aia ar fi fost o variantă foarte tare, cu 7 locuri, 8 locuri în față, cu compartimentul din mijloc transformat în dormitor, cu 4 paturi pe dreapta, 4 paturi pe stânga, supraetajate. Bine, da. Am și interesat cum se face unul de ăsta, adică dacă vrei să ți-l faci, da. Se dă totul jos, se pun termopane, geamurile termopane pe autocar. Și partea din spate, un mess room, așa cu o canapea în formă de J, cu o cafetieră deasupra toaletei din spate. Știi că toate autobuzele astea au, autocarele au toaleta în spate, la scara din spate. O cafetieră pusă deasupra acolo, un televizor pus pe peretele despărțitor dintre ultimele două compartimente și un minibar. Deci se poate face. Super tare, foarte ok, cu trasee de aer condiționat pentru fiecare post în parte și la paturi și e frumos. Da. E la stare de vis, știi? Dar dacă, cine știe? Mai visăm. Foarte, foarte, foarte fain. Domnul poate să schimbe la clipita ochiului ceva și dacă îți dorești prea tare și prea mult și visezi destul de puternic, s-ar putea să se întâmple. O și face, nu e o problemă. Și face. A fost doar chestie de determinare, știi? Am vrut să verific un pic, să văd cât de mult e nevoie și cum arată viitorul, ce vrem să facem, știi? Și o avem în plan. Da, și o foarte să fain. Dar noi sunt cu tine acolo, dacă ai chef de orice, nu de sfaturi, așa de comunicat. Să mai vezi și oful, dacă nu ți iese ceva, mai dă-mi un telefon. Da, noi suntem, deci eu aici unde locuiesc. Eu stau într-o curte, e ca o comunitate, știi, să zic așa, împreună cu părinții mei, cu fratele meu, dar stăm toți avem case și apartamente separate, știi. Dar noi avem același garaj. Și acolo construim, am acum o motocicletă din 1983, o recondiționez. Foarte tare, ce motor? Da, un Honda CB de 650. Bine, noi avem mai multe motociclete, că noi călătorim. Am big adventure din ăsta, mergem cu soțiile, cu cutii, cu de toate, în Grecia, în multe nevi. Și acum am o motocicletă din asta veche, veche, tare, tare, chiar astăzi am terminat cu ea de... Ce, de-aia nevească așa? De-aia de... Da, e o Honda, foarte veche. Deci dacă te pun în legătură cu filmul meu, cu Cristian Mitreat, care stă la Londra și el are atelier de recondiționare motociclete și biciclete. Biciclete de competiție, de curse. Și tocmai și el a terminat de recondiționat o iavă de 3,5. Vechile motociclete ale copilăriei noastre, iava și CZ-ul, dacă mai ții minte. CZ-ul, bă. Și le are pe amândouă, și CZ și iavă, știi? Și le-a făcut, deci sunt absolut impecabile. Să te pun în legătură cu el, îți dau adresa lui să vezi ce face. Foarte tare. Foarte, no. Și apoi ne descurcăm așa la meșteri, știi? Nu ar fi o problemă. Numai că, mai ales acum că avem YouTube-ul și ai văzut cum vezi, îți arată omul și dezavantaje și avantaje și tot ce trebuie. Da, no. Încă suntem în testare, să zic așa. Da. În primul rând, YouTube-ul, bă, dar sunt magazinele care îți oferă cam tot. Deci ai cam tot. În momentul în care ai ceva în cap și ai o listă bine făcută, te duci, ai cumpărat tot și te apuci de treabă. Începând de la scule, sau poate închiriezi scule, că se pot închiria de la magazine, ca să nu ți le cumperi tu și te apuci de treabă. E foarte tare. Doar să vrei să faci. Da, pe AliExpress. Mă auzi? Da. Da. Chiar spuneam că pe AliExpress deja sunt toate elementele disponibile pentru un camper, știi? Wow. Poți să iei direct tot.
instalații, au deja toate prefabricate, numai le iei, le montezi, știi? Și la prețuri foarte, foarte, foarte bune. Extraordinar de tare. Da. Acum nu știu ce calitate, dar da. E foarte tare, da. Foarte, foarte tare. Da. E minune. Rulota e mai mult casă pe roți, e mers să te stabilești în alte părți, e mai, dar e și mai complexă și mai... Eu am avut-o pusă la mare, cred că vreo 6 ani. Acolo a stat, pe plajă. Și după ce proprietarul terenului, prietenul meu, a desfințat campingul și pentru construcția unor blocuri mai mari, am luat-o de acolo și am adus-o aici la munte. A fost timpul pentru odihnă. După ce a bătut-o vântul iarna și soarele vara, 6 ani, am adus-o încoace și se odihnește aici la munte super tare. Wow. Deci e un loc de unde ne primim prietenii, dacă vor să rămână și nu avem loc să dormim cu toți în casă vara și iarna, că eu dorm în ea iarna lejer și la minus 20 de grade afară se poate dormi lejer în rulotă. Ce tare. Acum mânecă scurtă și un pantalon scurt aici, e cald, e foarte ok. Dar e mișto, e o mini garsonieră, ce să spun. Da. Îți dă starea aia de, nu știu cum să spun, de izolare așa, de călduț, de nu știu cum. Da. Da. Așa e. Păi dacă o să mă apuc de proiect, sigur o să te contactez, că poate mai pui în legătură cu unii alții pentru întrebări. Te mai pun în legătură, de, în primul rând vreau să mă bucur alături de tine de reușită, că sunt sigur că o să-ți iasă ceva absolut senzațional. Da, Andrei e meticulos, mă, el, cu ce pune mâna, e de ăsta perfecționist. Dragoste, când ai timp, devii meticulos. Uite, eu am făcut un gard în afară, deci am zis, mobila am zis-o. M-am apucat de un gard pe care l-am, un gard pentru grădiniță, nu se face ușor. Când ai niște scânduri vechi, scoase de la niște alte garduri, și care sunt puse într-un fel la gunoi, noi le păstram pentru foc, dar m-am uitat la ele, m-am gândit, am circular aici pentru tăiat lemn și m-am apucat, mi-am calculat unghiurile pentru ascuțișul ăla, știi, pentru gard. Mi-am tăiat toate alea la dimensiune, toate scândurile alea la dimensiune. Am constatat că e un lemn foarte uscat și foarte ok și nu, era pentru dat și cu ulei. Pe care parte de acasă? Ăla unde era de plasă, lângă la câine, acolo ai pus gard? Nu. Exact în fața casei, sub geamul de la dormitor, e o grădiniță care n-avea niciun fel de gărduleț. Și toți căței intrau acolo și nu puteai pune nici măcar un trandafir, nimic, absolut nimic, nici o plantă, nici gazon, pentru că ei vara aveau chef să sape, să pau și se puneau ei la răcoare mai bună, mai ok și era grav. Și nu, n-am vrut să iau, în primul rând sunt foarte scumpe pe la magazine, gardurile sănătoase din lemn și zic, bă, da, astea ce fac, eu chiar... Nu mă apuc de el, stat, vi-l fotografiez și vi-l... Ia stai, mă, să văd de la aici. Ce? Gardul. Deci, în mod normal, vezi un gard normal, dar știi cât de greu e de făcut? Da. Așa, îți mai are ceva, Andrei, una tare de tot. Tare, tare. Mă, unde ești, gardule? Te rog. Mă rog, ăsta e gărdulet. Pardon. Genul. Da, foarte fain. Dar știi cât de greu se face? Mai ales că am un sol foarte nisipos aici și nu intră sub nicio formă stâlpii ăștia de susținere. Da. Ăsta e gărdulet. Da. Și am mai făcut ceva foarte tare și ți arăt acum, că am avut timp. Unde zis exact? Ce? Unde există exact că e situat acum? Unde stai? Între Topoloveni și Câmpul Lung Mușcel. Okay. Nu foarte departe de tine. Da, nu foarte departe de mine. Dacă e pe partea aia pe jos, pe la Bran... Da. Ia uite, bă, cine a intrat.
Hola! Ce faci, Corneliușu, scumpu? Orse. Bine, uite acasă. Ce vă cum ai montat avertizorii? Nu, până noapte? Ne taie ăștia curentul din 10-10 minute. Deci, ca să îl prezint, Andrei, el este Cornel Iacob, este scumpul și prietenul meu, iubit prieten. Și partenerul meu de pescuit are pe cap, bineînțeles, o lanternă pentru noapte. Și mă gândeam că deja a montat în casa avertizorii, fiindu-i dor de treaba asta. Fii atent, Andrei. Nu se vede. Ce mă enervează. Mă rog, am tăiat... Am tăiat dintr-o grămadă de lemne, de feliuțe de lemne de-astea și le-am prins pe OSB. Rotocoale, deci lemne pe spate și a ieșit nu bine, extraordinar de bine, senzațional. Ce absolut senzațional. A fost muncă de chinez bătrân, că am făcut un perete cam mare în terasă, dar satisfacția e majoră. Da. N-aș fi reușit să fac asta fără perioada asta de... Aia e. Da. Te-ai fi dus și le-ai fi cumpărat gata făcute și ai fi dat pe ele de 30 de ori mai mult. Dar nu găsești gata făcute, nu găsești. Uite, Cocoșul e, Cornel Iacob, Cocoșul meu, e pasionat și el a făcut, și eu mi-am făcut canapea din... De fapt, cine nu și-a făcut canapea din box paleții? Eu am făcut mobilă completă. E, poftim. Eu doar canapea și măsuță. Are la acasă mobilă completă din box paleții. Foarte tare. Și dormitor Adela este și fata lui și este o super, super iubită prietenă de noastră care e campioană de Zumba, bă. E una dintre primele instructori din România. Din România care a accesat sportul ăsta foarte tare. S-a dus tare pe el. E tare pe val. Wow. Și dacă Adela, care călătorește în toată lumea, are mobilă de box palete acasă, mobilier, da. E clar că Cocoșul a ieșit învingător. Și masa din sufragerie e un tambur de ăla pe care stă cablul electric, de ăla de lemn. Da, mă, mi-ai povestit foarte tare. Asta foarte tare, Cocoșul. Asta, cum se face mobilă sau, mă rog, mobilier din box palet, l-ați văzut tot pe YouTube sau l-ați luat unul de la altul? Am văzut și pe YouTube, am văzut și pe net, m-am informat. Am ales paleții din grămezile de paleți care să fie mai cât de cât mai, că unii sunt mai paradiți, unii sunt atipici ca dimensiuni să se potrivească. I-am șlefuit un pic, i-am dat cu spray de la de lac, i-am lăsat să usuce, am luat niște tăblițe să îi îmbin, că la anumite, de exemplu, la patru trebuiau prinse de vreo patru paleți între ei. Se glăsesc, costă foarte puțin, a ieșit foarte ieftin, foarte mișto. Da. Am primit comenzi, deci foarte mulți care merg de la acasă văd, și că vreau și eu, unde ai cumpărat, vreau și eu, și, dar nu avem noi timp să facem așa ceva. E puțin de muncă, că fiecare box palet trebuie să-l iei în parte și să-l finisezi foarte bine. Întâi îl iei cu, eu ce folosesc eu? Folosesc un flex cu un disc de la abraziv în care le curăț, ele le iau grosul. După care vin cu aparatul ăla de la Bosch de finisat cu glaș papir cu... Super. Ca să le faci ok. Pregătit, după aia dat cu ulei de im. Hei, lac! L-ai mai dat cu ulei de im, Cocoș? Nu, că tu îl ții doar în casă. Nu, le-am... Oricum ăștia erau, paleții care am ales erau deja tratați. Anti, tot felul de guange de astea. Ei au pe ei niște ștampile care... Am învățat să le interpretez. De exemplu, dacă trimiți la export în anumite țări, dacă n-au anumite ștampile, păi nu ți-i primesc, că există riscul să le trimiți tot felul de carii, gândăcei. Tare, foarte tare, am ajuns că sunt tratate din fabrică cu substanțe de astea care să nu dezvolte tot felul de bacterii și chestii de genul ăsta. Un fel de lac de ăsta, un fel de ulei de ăsta, așa. Da, tot tehnifugare de dale, de exact, anti. Da, și ăsta e antiparaziți, ca să nu transmiți tot felul de chestii de astea. Și am ales de aia, i-am șlefuit, le-am dat cu lac, sunt impecabili. Da, mă, foarte. Nu știu dacă l-ai auzit pe Andrei, deci dorește să-și facă camper, băi, e foarte definită treaba. Să-și facă camper? Da, dintr-un microbus să-și
Bricolez de un camper. Îmi doresc să... Adică partea din spate să o modifice pentru dormit, stat, baie, tot ce trebuie. Tot ce trebuie, da. E un proiect interesant, dar destul foarte de... interesant, mai ales dacă are și timp, e perfect. Dacă are timp, da. Și resurse și meseriași. Păi nu, că își face el, că ei fac faza asta, recondiționează motocicletă, adică pe partea asta de meșterie. Cred că... Dăm, acum sunt eu cam nu l-am făcut. După ce da, povesteai acum că pe AliExpress găsești toate instalațiile cu totul pentru fiecare tip de mașină, pentru tranzit, pentru Mercedes, pentru extra lung, pentru cutare, instalația de apă, de canalizare, de aer condiționat, de cum vrei să-l faci. Și că le găsești gata, confecționate și la prețuri foarte bune, cică. Da, se găsește. Acum totul se găsește pe internet, absolut totul. Dragilor, eu din păcate va trebui să vă las că... Bună seara, domnișoară! La ora asta nu dormiți, nu-mi vine să cred! Să le duc. Nu pot să cred că la ora asta nu dorm copii! Vezi că le sperii, mă! Nu-mi vine să-mi smulg părul din cap! Trebuie să... Da. Trebuie să mă duc să ajut pe Alex. Bună, Nico! Andrei, te pupă! Văzut și mai că de așa să văd ce ai făcut. Vă pup, mi-a făcut plăcere și mulțumesc. Te pupăm, da, de tot. Cât de repede o să revin. Te pupăm, Andrei. Dragi, abia să ne mai vedem. Vă aștept pe la mine, vă rog. Cum se dă drumul la circulație, venim. No. Ce ai? Hai, te pupăm. Haideți, mâncăm slănină, să ascultăm muzică. Urma cu ceapă, bă! Cu pâine, bă! Am văzut să fac o pâine bună, bă! Bună, bă! Cu coajă tare, bă! Exact. No. Vă salut pe toți, mi-a făcut pe tine. Te pupăm, Andrei. Seară bună! La fel. Seară bună! Da. Păi ce faceți? Ce faceți? Cum sunteți? Bine, scumpule. Cum rezistați? Băi, eu nu ți-am zis cum rezist, cum meșterit. Meșterit, gătit. Da? Da, e clar, păi gătit. Nu știi cum stă situația. Gătit, da. Meșterit, vopsit mobilier în bucătărie, construit garduri, astea fac. Circular, am niște mâini, nu aș vrea să ți le arăt. Grăpate. Asta e. Bine că deci nu vă plictisiți. Aveți activitate, aveți ce face. Da, încet copiii surel să se plictisească, dar mai facem, mai găsim niște variante. Tu, Dragoș, cum ești? Eu mi-am luat pe aici, pe acasă, și am început să mai învăț și eu cu programele astea de muzică, să mai fac ceva, știi, că după aia mă și plictisesc și mi-e din mână. Poate mai facem vreo piesă, două, ceva. Acum asta cu Andrei, asta am făcut astăzi, am primit două, noi avem o piesă, am pus-o și la noi pe Facebook și pe Insta, Nu e munte prea mare, știi, și... Ei acum fac un proiect, că ei sunt compozitorii, cum ar veni Andrei, și cum că se numesc Tabăra 477 și fac muzică creștină, dar foarte mișto. Ei sunt au fost în echipa lui Ina, au fost la Global. Cine au fost, sunt ei, dragule? Tu mai știi Cornelie, iartă-mă, Dragoș. Sunt formația The Marker. Tu mai ții minte pe The Marker? Da. Da. Eu cântam la noi în deschidere, i-ai văzut sigur în concert, la Sala Palatului, la o lansare de album la noi. Și tu ai fost sigur la... Deci absolut genial, genial. Am înțeles, și... da. Continuă, Dragoșel, iartă-mă că te-am întrerupt. Da, și au făcut piesa asta și acum mi se pare că sâmbătă m-a sunat Andrei și mi-a zis: bă, uite, noi vrem să ne-am gândit să facem piesa asta, să o reproducem, dar de data asta și cu artiști din toate genurile muzicale, și cu instrumentiști, și cu rapper, și cu oameni simpli care vor să... Și nu știu, am zis, asta vorbeam înainte, nu știu dacă ai prins, că au vreo 150 de oameni care
ori să cânte și o piesă, adică fiecare, ei au trimis niște track-uri de ghid, textul și fiecare a cântat piesa de la cap la coadă și ei după aia o să corecteze și o să aleagă, știi, și o să fie un big orchestra și big vocal și adică foarte mișto. Dar nu te gândi că sunt 150 de soliști vocali, sunt și chitariști și basiști și soboșeați, percuționiști. Și asta se va face o chestie gen online, adică fără să vă întâlniți. Da. Păi deja am trimis, da. Mișto. S-a filmat acasă. Cine mixează toată chestia? Andrei. Aha, ok. E foarte bun la chestia asta. Și de-abia aștept să văd. Eu, de exemplu, Bodo a cântat, dar eu n-am cântat cu chitară, am cântat cu tot așa, cu vocea și cu puțin cu clapele. Adică, na, ca să fie mai deosebit, știi, așa. Nu știu. Foarte mișto, mi-a plăcut. Și de-abia aștept să văd cum o să facă, că e foarte interesant cum reușesc ei să aleagă care sunt cele mai mișto și fețe și trăiri, că nu-i vorba numai de că e o cântare, știi, că trebuie să exprime ceva, știi? Fiecare a cântat-o într-un fel și are o interpretare, o deschidere a gurii, o privire, știi, o fază. Asta e interesant. La astea. Și asta vreau să zic, că noi am vrut și noi să facem și sper să facem până la urmă, că dacă s-a prelungit cu o lună carantina asta, să facem și noi o chestie de genul ăsta. E foarte greu de realizat. Adică, de exemplu, cum suntem noi acum, dacă ne-am apucat să cântăm fiecare la un instrument, nu s-ar înțelege nimic, pentru că există asta, cum îi spune, întârzierea asta între pentru că suntem în locații diferite și netul e cum e. În timp real ar fi greu în timp real ca să faci. Uite, în timp real pe Cornel îl văd bine, adică buzele lui sunt ok cu sunetul. La Dragoș e puțin decalat. Exact, și la Ișol văd la fel. Are o mică întârziere între imagine și sunet. Da. Probabil că din conexiunea internet. Băi, ne-am lăudat până acum cu animăluțele, am vorbit de animăluțe. Ia scoate-mă fiara la... Animale? Da, da, ia scoate fiara la interval, să vedeți aici. Apropo că v-ați minunat. Scot ultimul scot de familie. Asta este Rila. Mafiotul. Asta e Rila. La găsit Nicoleta în parcare. Are 10 luni, băiețel. Ce e tare, un nebun. Și e rupun. Asta face, ea a mobilizat popul turoșii aia doi, pe British. Deci ce face ăsta? British are. Tu ai și British? Da. Mamă! Și sunt preferații lui Sara, dar deocamdată... Hai să vezi acum. S-a dus Nicoleta după ei, părând. Atenție mare, apare. Apare Bela, care e fetiță. Mă! E fetiță Bela, iubita mea Bela. Băi, chiar are față de fetiță, bă, deci asta are față de gagică direct. Uitați-vă la Bela. Deci este absolut scumpă. Asta e Godzilla. Godzilla, bă, exact. Aici. Vai de mine, vai de mine. Are 3 anișori și 5 luni. Băi, fraților, cât de tare, cât de frumos. Nu mai suportă, e maxim. E deja prea mult. Cine mai mișto pisici astea britici? Astea sunt cele, adică nu, sunt maxim de minunăție. Eu nu vă mai văd pe voi, dar nu știu de ce. Gata, Eu am să vedem treaba cu pisicile. Ascultitoarea care face, e și mormăitoare, fiind. Ia, stai bine. Nu vrea, bă. Asta cine e, mă, că nu-l știm. Îl știm, mă, pe Sasha. Sasha este cel mai mic. Sasha? Da. Parcă l-am urmat în mașină, l-avea în mașină. Da, da, Sasha, Archie, Malinau, Jar și cei 3 mai danezi pe care am în curte. Zi-mă, tu bei vinul tău, de acolo, adică tu ești cu vinul tău, este? Normal. Nu, vinul meu nu mai e, din păcate, da? Pentru că anul trecut ne-a lovit mana. Mana. Deci am tot stropit noi, dar la un moment dat a stropit de pomană, în sensul că ce stropeam
se spăla cu ploaie peste câteva ore și s-a, după asta s-a trăit wow. zile. Wow. Și la un moment dat n-am mai făcut față și toată zona dealul Mare Urlați, genul culturi, gen hobby, cum avem noi, care n-au angajat non-stop să stea de ele, s-a ales praful. Bine, au avut pierderi foarte mari și ăștia mari, casele de vinuri din zonă. Era foarte greu să acoperi, să stropești sute de hectare în fiecare zi. Era aproape imposibil. Și cum a bătut mana asta, bacteria asta, ce-o fie, ciuperca asta, am pierdut tot. Deci n-am făcut nimic. Wow, 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 și wow. Acum anul ăsta am luat-o de la zero, suntem ok, să sperăm, ne rugăm la Dumnezeu să fie bine, că avem nevoie și un pic de ajutor. Chiar dacă facem tot ce trebuie la timp, dacă ne apar chestii de genul să-ți plouă 30 de zile în continuu, e greu. Dacă da, peste cam greu. A fost Ion acolo și cu toate că el a fost acolo, degeaba, n-a făcut față. Deci am văzut niște filmări, nu mai zic că a venit piatra, noi am avut noroc când a venit piatra, la jumate l-a distrus tot piatra într-o zi. A fost piatra, se făcuse 10 cm de gheață până tot Urlațiu, până toată ceptura. Deci da, voi ați văzut incredibile. Voi ați văzut, la Azuga, muntele la Azuga. Da, am văzut. Da, și noi am avut noroc că a scăpat de piatră, chiar ne bucuram. Și peste 3 săptămâni a fost beleaua, s-a mânat tot. Și am renunțat, n-am mai băgat bani deloc, n-am mai făcut nimic, n-am cules nimic, că l-am lăsat așa, acum am luat de la zero cu toate procedurile. Sperăm să nu se mai întâmple să plouă în fiecare zi o lună de zile, că e aproape imposibil, trebuie stropit acolo, e greu să faci ceva fără să stropești, că se strică via, vine de la unii la alții, foarte multe culturi, așa, nu știu, așa e zona. Nu crește, că în alte părți nu trebuie să-i dai cu nimica și crește de la sine. E, aici, dacă nu te ocupi de ea, o pierzi. Adică nu face struguri. Sunt ani care zero producție, cum am avut noi anul trecut. Acum suntem, să zic așa, la zi cu totul. Am și arat, chiar ieri am arat tot. E tăiată, legată, curățată. Urmează să facem un tratament de dezinfecție cu var, când începe să dea frunza. Și cam atât. Sperăm să nu plouă în continuu, că așa stropirile noi le dăm. Se dau între 10 și 15 stropiri pe an pentru parazit. Și noi le-am dat anul trecut, dar le-am dat de pomană, că trebuie să dădeam și ploua, dădeam și ploua, dădeam și ploua. Și cred că mie îmi pică netul, bă. De ce? Le mă mai văd. Păi da, te-ai pus invers. Noi te vedem, dar pe... Nu mai ești pe portret, ești pe invers. Nu m-am pus invers, dar nu înțeleg de ce. Ciudat. Dar ce aplicație asta? Vezi, acum mi-a apărut StreamYard. Bă, este o aplicație foarte tare de care am aflat de curând, pe care o folosesc și pe bonete și tot. Și câți care... poate să intre? Câți poate să intre pe ea? Dacă plătești, 6 maxim odată. Dacă ești și poți să stai, nu știu, nelimitat ca streaming, dar dacă nu plătești, ai limitat, nu știu, o oră sau ceva, știi? Aha, dar doar 6, adică nu genul cum e Zoom-ul, care poate să intre până la 100. Păi nu, dar și la Zoom, dacă vrei să intre până la 100 sau nu știu cum, trebuie să plătești, adică e o taxă, nu e gratis. Adică sunt 3 pachete de... Am vrut și noi pe Zoom. Dar asta mi se pare mai mișto, doar că vorba lui Bodo, trebuie să ai internetul bun. Dacă uite, da. De la acum fiimea lucrează de acasă, ea face ore de fitness de acasă și folosește Zoom-ul și are, păi, are 70-80 de ăștia participanți online, da. De două ori pe săptămână din toată lumea și merge pe Zoom și e foarte ok, merge bine, adică m-am uitat și eu în timp real la chestia cu cum se văd toți, cum se aude sunetul, e ok, funcționează bine. Plus noi ne-am întâlnit... Faza cu sunetul și cum se vede are mare legătură în primul rând cu internetul și după aia cu... Pentru că streaming fac mulți, adică au platforme bune, doar că vorba ta, unii fac, poate să ajungi între 50, alții 100 și așa mai departe. Uite, de exemplu, la asta are, poți să dai link pe YouTube sau poți să dai link pe Facebook, să intri și să faci streaming acolo direct, știi? Aha, am înțeles.
foarte bine, pentru că ne dorim să fie subscriber mai mulți care să intre la noi și noi n-am. Dar nu poate să intre content mai mulți de 6 odată. Nu, dar dacă, cum să spun, de exemplu, eu dacă, uite cum am pus acum link-ul, da, cineva îl bagă și după care eu îl văd aici și în funcție de cum suntem, de exemplu, dacă noi suntem 3 și vor să mai intre 3, pot să-i bag să intre cu unul, dar pot să bag. Da, da, cum vreau eu, știi? Că există un host care ține toată chestia în mână și restul sunt guest, știi, invitat. Dar mișto e faptul că, uite, pot să pun scrollul ăsta în care să se uite oamenii la Zoom, nu știu dacă poți, habar n-am, nu știu ce poți să faci și ce nu poți să faci. Nu, nu, nu are chestia asta. Acolo trimite un link, să zic unde intră și un password și intri free sau pe bani, că de exemplu la Adela, pentru ca să intri la ea la oră, trebuie să plătești pe PayPal 3 euro. Și cine plătește primește link-ul ăla. Sau ai abonament pe o lună, 10 euro. Da, păi așa face toate link-urile. Exact. Fii la street dance la un tot așa la o școală de dans și tot așa când au e 15 lei ora sau 2 ore de dans și acolo se primește, cine nu plătește nu intră și gata, știi? Da, da, da. Probabil că asta e cu Zoom-ul. Aici nu știu cum, nu cred că e, și nici nu mă interesează de plătit acum, n-am nicio. Asta mi se pare o chestie interactivă pentru că lumea să ne cunoască și altfel decât cântând pe noi, știi? Noi acum n-am stat da, să dăm. Da. Mișto. Da, e prima dată când ați făcut chestia asta? Cu probele treaba. Și de-aia am și zis o proconsul de seară, știi? Adică să intrăm seara. Păi și vrei să o faci regulat? Seara, da. A, ok, la ce oră? La 9 jumate. Ok. Când lumea se oprește. Ce? Ca să vă urmăresc. Da, da, păi da, vreau să mai facem, să mai spunem o glumă, mai intrăm cu cât un prieten de ăsta, gen uite cum a fost Andrei, cum a fost poate că uite, cu prieten de-a lui Bodo, de ăștia mai mult sau mai puțin celebri, vreau să facem fazele astea de găteală, de rețete, de bancuri, de, adică să spunem așa, decât să stăm la televizor să vezi numai câți coronavirus mai sunt. Dacă o să mai pot să mai intru, o să vă dau și eu niște chestii care le-am mai învățat în perioada asta de când stăm acasă. Bine, noi n-am stat acasă, stăm acasă începând de azi, cum ar veni o săptămână. Da. Salut, Adrian! Vă salut! Bodo tocmai a ieșit că are niște probleme cu internetul, dar noi vorbeam despre... Zi, iartă-mă, Cornel este un prieten foarte bun de-al nostru, în primul rând al lui Bodo și după aia a devenit prin extensie și al nostru de ani de zile. Zim, Adrian este un prieten care vrea să vină la noi pe la studio când s-o termina prostia asta de coronavirus. Am înțeles, în domeniul muzical? Da. Da. Nu o să vă țin foarte mult, eu trebuie să fug, doar am intrat să vă salut, să vă spun că vă respect foarte mult și îmi place ceea ce faceți. Mulțumim. Și chiar de-abia aștept să mă întâlnesc cu voi din nou. Nici o problemă, de-abia asta spun, că ești binevenit. Mulțumesc frumos și seară frumoasă vă doresc. Te pup, ne vedem, că noi încercăm să ținem chestia asta în fiecare seară de acum încolo. Sigur, am să fiu acolo. Te pupam, papa. Te salut, cu drag. Da, spuneam, deci am învățat să fac pâine cu maia, fără drojdie. Păi, mi-a zis Odo chestia asta. Nu știu ce e cu maia ăsta. Eu păi, am deci acum... asta se fă pe vremuri. După vremuri, vorbind de la, egipteni încolo, de mai încolo, când se făcea pâine. În toate timpurile, pâinea crescută de ospită. Înainte nu exista drojdia asta care se face din bere sau din diverse alte chestii. Se făcea maiaua asta, care se face tot din făină cu apă, pur și simplu. Dar sunt niște tehnici care s-au ajuns să faci, dezvolți o cultură de bacterii foarte mișto, probiotice, care, de exemplu, pâinea cu maia e mult mai sănătoasă decât pâinea cu drojdie. Deci alea sunt niște avantaje enorme. Dacă citești pe net, păi nu am să mănânci decât pâine cu maia. Dar eu am citat despre pâinea asta cu maia, eu n-am înțeles dacă este tot făină albă sau e făină de maia. Sau, adică nu înțeleg care este... Deci făina, se pot folosi diverse tipuri de făină, dar se recomandă o făină cât mai
de bază, genul aia râșnită la moară, integrală, sau o făină cu, deci nu aia 3 de 0, aia gen de cozonat și de patiserie. Merge și cu aia, cred eu, dar nu e atât de eficientă cât e cea mai aia crescută din făină gen, cum se găsește la noi, 650 sau 550. Sunt făinurile alea mai ieftine, mai de bază și sunt și mai sănătoase și mai gustoase. Au și mai multă proteină, da? Și cresc mai frumos, sunt mai gustoase, mult mai bune. Și am învățat să fac maiaua, să o cresc. Prima dată nu mi-a ieșit, după 4 zile mi-a murit. Că e o cultură vie, care trebuie să o menții și o menții toată viața. Adică brutăriile alea tradiționale lucrează cu maia de sute de ani. Se lasă moștenire maiaua asta. Și a doua încercare, am mai întrebat pe unii pe alții, am avut noroc că am găsit pe net, pe Facebook, am văzut o postare a unei cunoștințe care o aveam, prieten de pe Facebook, dar, să zic așa, amici, am cunoștințe, tipa care are pisica, care a făcut motanul meu Dodo Pui, și eram prieten pe Facebook și am văzut că punea niște poze cu niște pâini de zărea să mănânci laptopul. Și am dat mesaj, băi, Cristina, ce-i cu pâinile aia, cum le faci? Și că cum mai cu aia? Băi, zi și mie, că durează, nu e așa simplu. Bine, și am studiat și m-am apucat de capul meu. Și mi-a murit aia, după care i-am dat mesaj, băi, salvează-mă, nu se poate, după 4 zile s-a ales praful. Și mi-a spus unde am greșit și am reușit între timp să fac cultura de maia, care merge pe 2 săptămâni, da? 2 săptămâni. E în frigider, stă cu mințica acolo. Și să-i ne spui. La, dar Bodo știe? Eu învăț, nu știe, habar n-are. Asta e o chestie nouă. Băi, mi-au ieșit niște pâini, încă mai am, adică sunt foarte bune, foarte... Dar la aspect încă mai e de lucrat. E o chestie care se învață în timp. Tehnici de temperatură, de gătire, de... Bine, dar asta cu aspectul. E aspectul e ca să te... Cum se spune? Dacă o vinzi sau când îți vin invitații, dacă să mă... Nu contează aspectul, contează să fie sănătoasă și să fie bună, știi? Sănătoasă, bună și foarte ok, da, aia e ușor de făcut, ușor. Cât de cât. Adică un pic de atenție și un pic de răbdare, pentru că diferența față din a face o pâine cu drojdie, trebuie să ai răbdare, pentru că durează aproape o zi întreagă. În sensul că nu muncești o zi întreagă. Dar sunt niște timp, muncești 5-10 minute și trebuie să aștepți câteva ore. După aia mai faci ceva, 5 minute, iară câteva ore. Și tot așa. Timpii sunt mult mai lungi. La drojdie crește repede și e foarte repede gata de a băga la cuptor. De-aia au și gândit-o, că e de viteză industrială. Aici trebuie să ai răbdare. Adică o pâine cu maia, o începi azi și o termin mâine. Deci în seara, dacă aș vrea să fac pâine acum, ar trebui să o scot din frigider maiaua, să o hrănesc, cum zic ei, adică să-i dau făină și apă în continuare. Ea mâine dimineață e crescută, se înfoaie, culturile alea acolo cresc. Din ea folosesc o parte, scot o parte, 3/4, și o bag cu pâine, cu făină și cu apă și am niște pași de urmat și o mică parte o bag iar la frigider și o las acolo cu minte. Ea stă cu minte în frigider. Iară trebuie să fac aceeași chestie. Dacă nu fac pâine pe sosul, doar trebuie să-i dau ei să mănânce. Adică o scot din frigider, îi dau făină cu apă, asta e mâncarea ei, o las 8 ore minim, după care o bag iar în frigider, dacă nu folosesc. Adică trebuie să-i dau să mănânce, să nu moară bacteriile. E foarte, foarte deștept. Foarte deștept. Și bacteriile le crești tu? Se dezvoltă din făină. Pur și simplu, se dezvoltă ele. Sunt bacteriile, e ca la vin. Vinul, când zdrobești struguri, începe să fermenteze. Sunt niște drojdii de fermentație, tot niște bacterii, care sunt pe coaja strugurilor. Exact la fel, pe coaja bobului de grâu, există aceste bacterii. De-aia se alege făina cât mai integrală, pentru că aia e măcinată cu tot cu coajă. Făina 3 nule e foarte, a conținutul de bacterii care sunt moarte, sunt în letargie, dar sunt în ele, e foarte mic pentru că se decortichează bobul. Mă înțelegi? Și zboară exact zona aia unde sunt alea care dezvoltă maiaua. Și de-aia, dacă sunt foarte rafinate făinurile, nu pleacă cultura.
și zice, domnule, băgați măcar 20% făină integrală. Aia sigur are, făina integrală se macină tot bobul și pe exteriorul lui sunt aceste bacterii. Alea încep să se activeze în momentul în care le dai apă și țin cameră la 24-23 de grade temperatura camerei. Și cu apă și cât îți trebuie, cât îți trebuie ca să faci o pâine? O pâine pentru ca să faci o pâine de un kil, îți trebuie 100 de grame de maia, care o dezvolți din, cum să spun, din... Bine, ca, deci la început când pleci de la zero, cam 7 zile te să ai răbdare, adică zi de zi de ai de mâncare, de 2 ori pe zi, ea migălos, până devine ea puternică maia. După care o bagi la frigider și faci treaba cu hrănirea o dată pe săptămână. Am înțeles. Da. Dacă e cineva interesat, poți să... Ba, există și varianta, să zic, rapidă, să iei maia de la cineva care o are. Și o iei și de, direct treci la fața de a face pâine. Și să ai grijă de ea să o crești din pâine. Foarte mulți au maia și dau. Inclusiv fabrici. Te duci la ei, bine, cu o cunoștință, un prieten, băi, vreau și eu 100 de grame de maia. Păi nu costă nimic. E... Și păi nu, zic acum... Acum trebuie să-ți faci dacă ești carantină, ce să zic. Da, asta e ideea. Oricum am plecat, a fost o provocare. Și sunt pe drumul cel bun. Iar am făcut acum, eu fac pizza. De obicei vinerea facem pizza. Din aluatul clar. Am făcut pizza cu făină cu maia. Dar am făcut aluatul de pizza tot așa. Din cauza de maia l-am lăsat peste noapte. Adică l-am făcut seara și n-am mai făcut vineri. L-am făcut sâmbătă dimineața. Pentru că nu era suficient de crescut, dar l-am băgat la frigider. Mie în Italia, când a fost un pizzaiolo de la cel mai șmecher, între cei mai șmecheri din lume, mi-a spus de chestia asta, că ce mâncăm noi pizza de azi e de acum 2 zile, frământată și ținută la frigider. Mi s-a părut ciudat. E, ținută 12 ore coca aia la frigider de pizza, scoasă și lăsată încă 2 ore afară și făcută pizza, blatul ăla e din alt film. Deci e ceva... incredibil. Cineva, pare că de la San Nicolau, un prieten de care avea restaurant și care era pizza. Și omul zicea că tot așa atunci zicea, da, de atunci am aflat de pasta asta cu maia, de făină de maia sau așa zicea el, dar nu e făină de maia, e făină de cu maia, nu? De fapt asta e exprimarea. Maia cu făină, maia. Maia e o cocă, da. E o cocă mai moale. Deci o cocă din făină cu apă care conține niște bacterii și care fermentă, e o făină fermentată. Și zicea că a făcut pizza așa și mamă, deci era mare diferență și zicea că nu te îngrașă și nu că, bine, nu te îngrașă de pine, când depinde cât mănânci. Exact. Dar discuția era că nu te nu îngrașă, deci nu îngrașă, bine, clar, dar e mult mai bună inclusiv diabeticii care n-au voie poate să o mănânce pe asta. Da. Și există explicațiile pe net medicale științifice pentru toate astea. Da. Da, deci asta e treaba. Bine, omule. Mă bucur că ai intrat. Mă bucur că v-am găsit. Uite, nu știu dacă se vede. Acum, da, se vede. Mamă, deci bine. Bine. Crescută la margine undeva atâta, din plecat din blat atâta. A crescut așa. Ce anume? S-a închis ecranul. Zic, tu când faci pizza ai învățat să-i faci și marginea? Da, am învățat tot. Mi-am luat cuptoare de 300 de grade acasă, care fac în 4 minute e gata pizza. Am piatră de făcut pizza. Am paletă de pizza. Păi deschideți-mă. Bă, specializat în pizza. Fac o pizza, cu blatul era bun și la dinainte, nu zic. Dar ăsta ținut 12 ore din maia, îți spun, e ceva incredibil la gust. Incredibil. Deschideți-i pizzerie. Dar acum e pizzeria online. Bine, zici că uite, ăștia care au pizzerii trăiesc, că ei livrează acasă, sunt ok. Dar cu restaurantul săracii, puțin se descurcă acum. Uite, să ăștia lângă mine, cu coșul roșu lângă mine aici. Livrează ei mâncarea asta, dar nu se compară la ce era. Era full non-stop aici. Corele și pe Gelu Gogancea, prietenul nostru, chitaristul.
S-ar putea, da? Să știi de la măcar de la zice, da. Consumând pâine cu maia, Cornel, dar rețetă de pâine neagră, știi ceva? Păi din asta se poate face. Se ia cu făină integrală. Și există făină pentru pâine neagră. Dar maiaua este loc de drojdie. Deci ăla este elementul care crește pâinea, fermentează și crește pâinea. Și se poate face cu semințe, cu orice fel de pâine se poate face. Am înțeles. Na. Bă, cu restaurantele, frate, și cu hotelurile este jale, pentru că îți dai seama cam cât. Eu nu știu, eu sunt curios, când ori da drumul ăștia la libera circulație, ca să zic așa, în cât timp vor să se deschidă restaurantele. Îți dai seama că toate resursele lor financiare, că și noi n-am închis restaurantul, și că noi aveam și noi un restaurant pe la noi, pe la sală, pe acolo. Resursele financiare sunt ca să mai ții oamenii dacă mai poți ține. Și după aia, oricum, trebuie să plătești chirii. Din urmă, trebuie să te aprovizionezi eventual dacă mai e cu ce. Adică, cum să deschizi mâncația și curat? E foarte interesant câți ori să mai deschidă, știi? O să fie foarte greu. Eu, din păcate, aici, de felul meu, eram mult optimist, dar la ce văd că se întâmplă la noi, din păcate nu prea mai pot să fiu optimist, vreau să fiu mai realist. Situația e foarte nasoală. Dacă nu se, și am mai zis la mai mulți, cu voi n-am apucat să vorbesc, dacă nu se termină de la sine cu nenorocirea asta, cu virusul ăsta, cum o fi el, inventat, neinventat, natural, nenatural, real, nereal, dacă nu se termină chestia asta de la sine, în maxim o lună, până la sfârșitul lunii astea, aprilie, trebuie să se întâmple. Adică deja au trecut, mai sunt două săptămâni. Și dacă din mai nu se rea tot ce înseamnă economie, și în România, și la nivel mondial, e la nivel mondial sau e cap de linie. La nivel mondial, deja, uite, Austria au deschis astăzi, Germania au deschis cât puțin, câte puțin. Adică oamenii s-au mișcat. Italia, aici, de exemplu, furnizorii mei din Italia au, o mare parte au fost închise, au început astăzi. M-au anunțat, sper să nu închidă iar, să meargă în continuare, că avem nevoie de produsele lor, din păcate, și de produsele lor, că noi în România nu suntem în stare să producem. Vezi, asta e o chestie care, eu, știi, băi, frate, ăștia la noi zic, domne, au venit nu știu ce transporturi din Coreea de echipamente. Bă, da, sunt o grămadă de oameni, de firme, care produc același lucru, că le văd și eu pe net, că spun, uite, noi producem aia, dar nu iau de la noi, de la ei, pardon, ca să-i țină în viață, preferă să ia de afară, mă. Și asta este, mi se pare, o crimă. O crimă. Da, din păcate, asta e. Oricum, deci situația e gravă. Mai ales că ai noștri, ăștia care sunt acum, care și cu politicul mai lămuritor, care ar fi, niciunul nu ar gestiona bine, nici aia dinainte, da, nici ăștia, nici oricare alții, nu avem oamenii politici care să conducă țara asta, din păcate, de niciun fel, de nicio culoare, nici din stânga, nici din dreapta, nici de centru, nu mai există. Toți au fost praf, toți au avut șansa lor și niciunul n-a dovedit că e în stare să conducă țara asta. Tot zic că, domne, uite, ăia n-au făcut, ăia n-au făcut. Întrebarea este, bine, și cine o să facă, frate? Noi ne-a prins, da. Deci cu economia la pământ, cu datorii până peste cap, cu cheltuieli mai mari decât încasează. Statul cheltuie cu 30% mai mult decât încasează, din taxe, impozite și tot ce încasează ei. Au cheltuieli mult mai mari, că le-au mărit mari salarii, bugetari și altele și altele și altele. Și au trăit până acum mai din împrumuturi. Din păcate, băncile și ăștia care au dat bani nu o să le mai dea. Deja au început să nu le mai dea. Acum a venit și nenorocirea asta în care ei trebuie să plătească, s-au angajat să plătească șomaș tehnic și altele. Plus cei care s-au întors, care trebuie să le dea de mâncare, ajutoare. Deci e dramatică situația. Deci pe noi ne-a prins cum se putea mai prost. Eram... Deci noi nu ne putem compara cu Italia, Germania, Franța, care zic, dăm 50 de miliarde pentru sectorul privat.
dăm 2000 de miliarde să-i ajutăm pe aia. În America se dă $1200 de om cash să stea acasă. Și ăștia n-au bani ăștia, n-au de unde. Și nici și nu se poate. N-au nicio putere să rezolve situația asta. Iar noi dacă nu pleacă economia în maxim 2-3 săptămâni, pleacă, păi cum să plece dacă ei au mai prelungit cu încă o lună starea de urgență? Și oricum, hai să spun. E groasă. O lună cu starea de urgență și spune și mie după ce se termină starea de urgență, până pleacă toate firme și așa mai departe, oamenii ăia nu mai beneficiază de cei 75% din care, pe care, pentru care au de ajutorul de șomaj. Și atunci ce o să fac? Nu știu. Că de vorbă. Pentru că da, și să știi că America. Adică știu, dar nu vreau să zic aici. Da. America, eu am prieteni acolo și mi-au zis, frate, nu e chiar așa cu 1200, că nu dau la toată lumea și trebuie tot așa să faci tot felul de, adică trebuie să dovedești că n-ai plecat, că n-ai venit, că nu știu cum n-ai făcut, că n-ai nicio, adică nu e gata, te trezești. Așa am auzit și eu că în Germania au dat la artiștii din Germania, s-au trezit în cont cu 5.000 de euro de la fiecare artist, nu contează muzician sau nici muzician independent, și 15.000 de euro la firmele care se ocupă de din partea asta, de adică care a fost afectată. E pe bune asta, e pe bune? Este adevărat că am vorbit cu cineva de acolo, mi se pare că chiar și cu Mihnea, care e acolo, s-a cărat pentru vrea să se stabilească acolo și a zis, frate, nu e așa. De, în primul rând că trebuie să dau 75% din veniturile pe care le ai declarate pe ultimele 3 luni, adică dacă tu ai avut niște giguri și nu le-ai declarat și nu le-ai plătit cum ar veni, că n-ai fost, n-au fost la pe alb, atunci nu-ți dă nimeni nimic, nici acolo, știi? Și da, totul este are legătură cu trebuie să aibă o bază de calcul și trebuie să zic, băi, eu câștigam media în ultimele 3 luni, da, mi se pare corect asta ca idee. Da, sau, de exemplu, băi, de exemplu, că poate unul era bolnav și n-a produs nimic, a stat în spital, a stat. Deci, băi, ăștia care nu poate să dovedească, le dăm 500 de euro, o sumă minimă de cum le dă la asistații sociale. Și restul, că băi, eu câștigam atunci, a venit criza, m-ai băgat în casă, nu mai am voie să fac, din cauza că tu ai restricționat mai multe chestii. Eu câștigam atât, dăm și mie, măcar jumate, nu știu, ceva de genul. La noi este foarte nasol, pentru că sistemul de până acum a fost... E bine, oricum la noi e o debandată, dar sistemul a fost făcut să te încurajeze să nu-ți declari veniturile, știi? Să fie totul la minim, ca să nu plătești, să nu știi că românașul e șmecher. Dar uite, există o situație de genul ăsta în care dacă nu ți-ai plătit veniturile, de unde nici taxele, cum ar veni, nu ți-ai declarat veniturile și n-ai plătit taxe pentru ele, de unde să-ți dea, frate, cineva ceva? Păi că n-ar fi corect. Registrat. Exact, dar nu e corect pentru la care le-a plătit. Sunt cei cu firmele, sunt mulți care au firme cu angajat, patronul e, nu e angajat, are și nu știu, și a bani din dividende. Și ei acum, neavând contract de muncă, nu primesc nimica. Deci exact, n-au plătit nimic, sănătate, n-au plătit CSE, n-au plătit nimic și acum le-a închis activitatea. Sau nu mai poate, nu mai au clienți. Se plâng pentru că până acum au reușit să facă câte ceva, să meargă de pe o zi pe alta sau poate să trăiască foarte bine, dar acum sunt disperați. Dar problema este că adevărul e undeva la mijloc, știi? Că pe de o parte statul nu te încurajează să fii super corect, dar nici tu nu ești corect pentru că zici, lasă-mă că merge și așa, știi? Aici e problema noastră, că noi nu avem... A venit ciocanul ăsta acum care ne-a dus cu picioarele pe pământ, mulți au zis, lasă că merge, vorba ta, merge și așa. Și uite că nu e chiar așa că... Pe de altă parte, Cornel, bă, citeam pe net că, deci să nu știi tu, Ministerul Muncii, câți bugetari ai în momentul așa să, da? Nu știi, să nu știi la, bă, deci asta mi se pare maximă. Deci de 30 de ani ei nu, dar nu că ăștia de acum niciodată nu s-a nimeni. N-au știut. Nimeni n-a știut. Și după aia m-a citit încă o chestie în care încă un articol în care, bă, deci ei nu știau cine decolează, cine aterizează, ce necesar au ăia. Deci totul a fost făcut așa. Lasă-mă că noi la guvern le știm noi pe ale noastre și local fiecare descurcați-vă cum puteți, știi? Aceea ce este o porcărie fără seamă, frate. Este ca și cum tu
în familia ta, în gospodăria ta, tu n-ai ști, tu ești ăla care aduci banul, dar nu te interesează pe ce cheltuiește Nico, pe ce unde se duc banii cu copiii, adică tu aduci bani, îi pui acolo, dar nu contează, știi? Mi se pare o porcărie asta. Să tu, să stat român, să nu știi în acest moment că, deci tu ai niște cheltuieli pe care le asiguri lună de lună de zeci de miliarde de lei pentru niște oameni care sunt angajați la stat, nu vorbim de ăștia de privat, și tu nu știi cât sunt. Da. De asemenea, o idee au, dar au pierdut controlul, pentru că le-a dat libertate să angajeze fără număr la ministere, la direcții, la agenții, la toate astea. S-au adus acolo fără număr pe salarii, că toți s-au mărit salariile mari. S-au inventat posturi peste posturi. Din păcate, e nasol. Ăștia cu liberalii puteau să pună piciorul în prag pe chestia asta. Chiar au zis că rezolvă și situația asta, dar văd că le e frică. Ei cred că trebuie să gândesc la alegeri, dar din păcate nu prea mai e timpul de alegeri acum. Că se gândesc, bă, sunt între 1.200.000 și 1.500.000 la stat. Ăștia, dacă îi salvăm acum, nu le tăiem nimic, ăștia toți ne votează. Și calculează, e 1.500.000 la câți vin la vot, mamă, deja e vreo 20%. Deci înseamnă că, bă, suntem pe cai mari, avem șansa să câștigăm alegerile. Deci eu cred că așa gândesc. Da. Știi că alegerile poseamnă mari. Nu e. Mă rog. Da. Asta e. Oricum, situația e nasoală, e foarte nasoală. Uite, de exemplu, la noi, ianuarie-februarie, la mine, la firmă, da? 15 angajați. Ianuarie-februarie am început în forță senzațional, record. Luni care erau de supraviețuire, record după record. Senzațional, da. De lucru tot. Martie, bine și ăla. Bine și ăla că au venit, erau comenzi date. Eu căutam să angajez oameni. Am angajat anul ăsta 2 oameni. Și încă mai aveam nevoie. Căutam să angajez oameni, nu găseam. Pentru că aveam foarte mult de lucru și munceau ai mei 12 ore pe zi, erau obosiți, îi mai chemam și sâmbetele. Bine, primeau bani, ore dublu, totul plătit dublu ce stăteau peste program, dar fizic nu mai puteau. Și de-aia trebuia să găseam. Nu găseam. Treaba e că astăzi i-am trimis în concediu pe toți. Deci astăzi, 14-a 4-a, sunt în concediu de odihnă, că încă le mai permite să-i ținem în concediu de odihnă. Dar eu astăzi, la ora 4:30, nu mai aveam nimic de lucru. Zero. Adică dacă mâine aia veneau la muncă și ar fi trebuit să vină la muncă, că concediu era de vineri, ăștia dacă mâine veneau la muncă, stăteau să uitau unul la altul. Dar tu n-ai închis până acum? Nu, am mers plană până acum. Și acum am zis, am vorbit și cu asociații mei, băi, hai să-i trimitem în concediu de odihnă, că tot e Paște, așa, o săptămână, și vedem de miercuri încolo dacă mai primim comenzi. Dacă nu, mai ținem încă o săptămână concediu de odihnă, după care urmează șomaș tehnic. De la o firmă care mergea senzațional. Pe un domeniu de lucru foarte mare în ultima vreme, cu comenzi, primer ceas, record, ianuarie, februarie, martie, iară, la nivelul anul trecut, care a fost oricum foarte, foarte bun. Ne așteptam acum aprilie să rupem munții în două. La revedere. Da. Ce facem? Nu știu. Ce ne facem? Că problema știi care e? Că nu va mai fi nimic la fel. Adică chiar dacă dau drumul acum, să zicem, nu o să dea drumul ca și cum... Totul este roz, tot cu distanțare. Va fi un recul de 2-3 luni, cel puțin, pentru cele mai bune, să zic, afaceri. Deci, iarăși, clienții mei, că spun de ce nu mai sunt comenzi, clienții mei, o parte din ei construiau apartamente, blocuri. Uh-huh. Deci era o frenezie incredibilă. La blocurile alea noi furnizam echipamentele de pompare apei. Și lucrau ăștia... Mamă, unul după altul, șantiere, cumpărau terenul, nu mai conta cât costă, dacă era în zona unde se caută, porneau în continuu. Deci unii din ei au închis deja 2 luni de zile, stau acasă. Pentru că cereri de apartamente sunt undeva la genul 0. Da. Credite aprobate, 0. Ce spun ăștia trebuie să minciuni. Deci nu mai e cerere. Deci a închis Dacia și Ford.
Pentru că mașini care s-au vândut în ultima vreme a fost undeva între 0 și 1%. Despre ce vorbim? Da, bine, acum au deschis. O să deschidă ca să o închidă. Nu are de ce. Cine mai cumpără mașini? Atenție! Dacă el stau acasă și nu produc nimic și câștigă 400 de euro, cel mai fericit caz, bani de la guvern, dacă o să-l primească. Că până acum n-a primit nimic, niciun ban. Dar la Dacia și la Ford sau numai vis-a-vis de piața românească, dacă se deschide da, piața... Da, poate comenzi, dar și afară nu prea văd roză situația. Nu știu, în Africa de Sud, unde să trimită așa mai. Pe aia zic că Renault a închis și ei. Au închis Renault, au închis fabrici, au închis, deci Ford a închis mai multe fabrici, numai în România. De aia zic că piețele s-au dus în cap. Pirelli România s-a dus în cap. Mob Expertul, Ambient, rețeaua Ambient de magazine, de materiale de construcție, a închis. Leroy Merlin, a închis. Deci vorbim de multinaționale care au închis. IKEA, a închis. IKEA a închis. E închis, sunt închise magazinele. Leroy Merlin e închis, IKEA a închis. Despre ce vorbim? Atenție! E groasă rău de tot. Vă spun că ăștia... Deci nu să mai aibă mai ăștia, sunt ținuți pe 400 de euro. Acum, maxim 400 de euro. 2300 de lei aia care le vin în caz că se încadrează, aveau un salariu mai mare de mediu pe economie. Și le vine suma asta. Deci, dacă se reia, cam în 2-3 luni și revin cele mai... cele mai bune afaceri, cele mai cuceri, cele mai mari. Da, uite de dar o să fie firme care nu o să-și revină, majoritate. Jumate din firmele nu, numai, la revedere. Care au închis acum, nu mai deschid niciodată. Și restul, cu noroc, își revin în 6-7-8 luni. Auzi, dar cum îți explici că astăzi am auzit știre că vânzările online de îmbrăcăminte pentru femei și încălțăminte au crescut cu 30%? Posibil. Și mai durează încă poate o săptămână, două, trei. După păi care va fi pa. Nu va mai. Și mie mi-a crescut pe online cererea de produse, dar e genul 0,0001% din cifra afacerii. Păi nu, da. Ascultă, ideea este că, cum să spun, că încălțăminte și îmbrăcăminte să cumperi zilele astea online. Inconștiența e mare. Lumea încă nu se gândește. Mulți au bani, aveau bani și înainte, au grăsime, cum ar veni, și cheltuie până când o să vadă că nu mai are de unde să-i vină banii. Și o să fie căderi mari de tot. De-aia zic că nu, românii oricum nu sunt cumpătați. Știi tu, cu să dea prima, imediat ia televizoare, ia de-alea, ia de-alea. Adică nu strâng banii. Din păcate. Și din inerția anilor trecuți, a vremurilor trecute, clar că lumea n-a voie să mă duc la shopping, la mall, mi-a închis mall-ul, eu am bani, stai că îmi cumpăr online. Dar câți bani o să mai ai? Chiar dacă ești patron, chiar dacă ești antreprenor, chiar dacă, sau dacă ești angajat, la un moment dat nu o să mai ai, pentru că e domino, se transmite. La un moment dat, aia, bine, aia care au bani la Saltea sau în bănci, în conturi, clar, o să moară ultimii. Asta e. Asta e situația. Din păcate, eu îmi mă rog ca să se termine de la sine cât mai repede. Nu e virusul. Problema cea mare este căderea economiei mondiale. Iar în ecuația economiei mondiale, economia românească e între cele mai fragile. Ca să-și mai revină. Din păcate. De fapt, nu avem economia. Era vorba lui ăsta, Dragoș Pătraru. Era mic, așa, o chestie care vorba lui, o scoteai afară, o băgai înăuntru. Să se... Da, da, da. Bine. Bine, Dragoș. Și ne vedem tocmai mâine seară, nu? Da, da, tocmai mâine seară, da. Tocmai mâine okay. seară. Eu oricum, o săptămână sunt în vacanță, stăm acasă, încă ne permitem să ținem oamenii acasă pe banii noștri, nu pe banii statului. Dacă statul ne dă posibilitatea să mergem în continuare la muncă, în sensul de firmele, clienții noștri, să poată să lucreze și ei, să ne dea comenzi, că avem stocuri, avem marfă, avem forță de muncă, dar tot e să primim comenzi.
Asta e ideea. Adică ne-am pregătit pentru criza asta. Avem, să zic așa, în casă marfă să rezistăm până la sfârșitul anului. Numai că dacă nu mai sunt comenzi. Și am tras tare în ultima lună. Doamne, cine știe. Da, sperăm să, nu știu, să găsească butonul secret minunat, să apese pe el, să mergem înainte. Dar mă îndoiesc, nu cred. În sfârșit. Da, sunt foarte realist, spre pesimist acum. Da. Bine, Dragoș, ne vedem mâine seară. Da, înainte, vedem. Te pup. Vă pup și pe voi. Pa. Seară bună. La fel. Închidem aici transmisiunea în direct. Sper să ne vedem mâine și să mai dezbatem o glumă, un subiect, ceva. Oricum n-avem ce face. Vă pup, pa, pa!